Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, membrii Comisiei de Îndrumare, onorată asistență, în baza deciziei Consiliului Științific Limb, a fost aprobată Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în Psihologie, intitulată Determinante Psihosociale ale Angajamentului Adolescenților în Activitatea Școlară, la specialitatea 511.03 Psihologie Socială, prin ordinul rectorului numărul 315 din 7 septembrie 2021, a doamnei Caranfil Narcisa Gianina, în următoarea componență nominală. Ștachtiți Mihail, doctor Habilitat în Psihologie, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică, președinte, Rusnac Svetlana, doctor în Psihologie, conferențiar universitar Olim, conducător științific, Briceac Silvia, doctor în Psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Satare cu Rusul din Bălți, membru referent, Calancia Angela, doctor în Psihologie, conferențiar Universitar Ulim, membru Comisiei de Îndrumare și concomitent membru referent, Bârle Delia Iuliana, doctor habilitat în Psihologie, în varianta românească habilitat, conferențiar universitar, Universitatea din Oradea, România, membru referent, și Balo Denele, doctor în Psihologie Ulim, membru referent. Constat că toți membrii comisiei sunt prezenți în variantă online sau în variantă offline. Echipa este pregătită pentru a dezbate asupra acestei lucrări. Acum, după această constatare, onorată asistență, cu plăcere, ofer cuvântul doamnei Svetlana Rusnac, doctor în psihologie, conferențiar universitar, conducător științific, care ne va prezenta conținutul dosarului doctorandei Caranfil Narcisa Gianina, pretendente la înaltul calificativ de doctor în psihologie. Doamna profesor, bună ziua, bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, atât cei care sunt aici în sală și pentru cei care participă online. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Îndrumare, cei care, de fapt, alături de mine au efectuat conducerea științifică a tezei și onorată asistență, deoarece avem și persoane prezente online care au venit astăzi să împărtășească și grijile, dar și bucuria susținerii acestei teze. Deci, ședința de astăzi este consacrată susținerii tezei de doctor în psihologie, a pretendentului doamnei Caranfil Narcisa Gianina. Doamna Caranfil Narcisa Gianina a fost înmatriculată la anul 1 a școlii doctorale în științe economice, sociale și tehnologii informaționale în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova la programul de studii cu frecvență redusă. Domeniul științific din conformitate cu acest program 5, științe sociale și economice, ramura științifică 51, psihologie, profilul științific 511, psihologie, specialitatea științifică 511.03, psihologie socială, în conformitate cu ordinul 545 din 7 noiembrie 2016. A fost stabilită și aprobată prin ordinul rectorului ULIM numărul 450 din 4 octombrie 2017 tema tezei de doctorat Determinante psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlară. În conformitate de conducător științific au fost confirmată eu, Svetlana Rusnac. Deci, încă o dată îmi spun titlul de doctor în psihologie, conferențiar universitar, și a fost confirmată comisia de îndrumare, membrii ai cărei au devenit doamna Calancia Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar, doamna Erchelici Iulia, doctor în sociologie, conferențiar universitar, și doamna Caunenco Irina, doctor în psihologie, conferențiar universitar. În cadrul studiilor de doctorat, doamna Caranfil Narcisa Gianina a îndeplinit programul de învățământ, a susținut toate probele conținute în acesta, respectiv a acumulat toate 180 de credite transferabile care se prevedeau în conformitate cu programul de doctorat.
Deci, în baza deciziei Consiliului Științific ULIM, procesul verbal numărul 6 din 21 mai 2021, a fost aprobată prin ordinul rectorului ULIM numărul IS-315, care ulterior a fost emis, deci în 7 septembrie 2021, componența Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în Psihologia domnului Caranfil Narcisa Gemina, cu tema Determinantele psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlară, domeniul științific, științe sociale și economice, ramura științifică, psihologie, profilul științific, psihologie, iar specialitatea 511.03, psihologie socială. Și în calitate de, o să mai repet încă o dată, de, în componența acestei comisii, în calitate de președinte a fost numit domnul Șlertițchi Mihai, doctor habilitat în psihologie, doctor în științe ale educației, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică, Rusnak Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, calitatea ei de la ULIM și calitatea ei de conducător științific, doamna Brceac Silvia, doctor în psihologie, conferențiar universitar de la Universitatea de Stat ale Curusu din Bălți, în calitate de membru referent, și alți doi membri referent au fost confirmați, doamna Calanci Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar ULIM, dumneai reprezintă, este și membru referent și este și membru al Comisiei de Îndrumare, Bârle Delia Iuliana, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea din Oradea, România, Balute Neli, doctor în psihologie, lector universitar. Dosarul pretendentei la titlul științific de doctor în psihologie, Caranfil Narcisa Genila, este complet și conține toate actele în care se prevede conform regulamentelor școlii doctorale. Este prezentă cerere doctorante privind demararea procesului de susținere a tezei de doctor în Comisie de Susținere Publică. Este prezent extrasul din ordinul numărul 450 din 4 octombrie 2017 privind aprobarea temei tezei de doctorat și conducătorul științific și membrii Comisiei de Îndrumare, certificatul de absolvire a studiilor superioare de doctorat cu indicarea creditelor transferabile acumulate, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științificului privind presusținere tezei de doctorat, în care se conține și acordul privind organizarea susținerii tezei în Comisia de Susținere Publică, formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare, avizul membrilor, avizele membrilor Comisiei de Îndrumare asupra tezei de doctorat și, asupra tezei de doctorat și rezumatului, acceptele privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat, avizul conducătorului științific și acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat, declarația semnată de doctorandă privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, declarația semnată de conducător științific privind aceeași asumare a răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor și respectării standardelor de calitate și etică profesională, ordinul semnat de rectorul ULIM de formare a Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, domnule Caranfil, informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, lista publicațiilor la tema tezei de doctor, adeverința prin care se confirmă depunerea tezei de doctorat și rezumatului în fondul Bibliotecii Universității Libere Internaționale din Moldova, lista instituțiilor, organizațiilor, bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctor, rezoluție privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, adică privind verificarea de similitudine a tezei și raportul de similitudini. Teza de doctorat a fost examinată printr-un sistem antiplagiat RO, deci care este recunoscut de către ANACET și alte organizații științifice internaționale din Republica Moldova, stabilindu-se că teza conține similitudini doar în condiția că prezintă anumite concepte generale, prezintă citări între ghilimele sau fără de ghilimele cu referință la
la publicațiile citate și firește că un procent foarte mare a fost constituit din faptul că multe din părțile componente ale tezei au fost, nu chiar în ultima variantă, dar totuși reflectate în publicațiile doctorandei, ceea ce și se solicită pe parcurs. În plus, la momentul când s-a verificat teza prin sistemul de antiplagiat, deja în formă electronică pe site-ul școlii doctorale era amplasat rezumatul tezei de doctorat, care iară din nou conține. Deci când am calculat, raportul de similitudine a ieșit foarte favorabil și a fost acceptat. În afară de asta, în dosar se conține curriculum vitae al candidatei, copia buletinului de identitate și însă teza de doctor în psihologie plus rezumatul tezei în limba română și în limba engleză. Vă rog, dacă aveți întrebări la dosar, eu vă mulțumesc pentru că am fost ascultată. Da, întrebări, dacă sunt la adresa doamnei doctor Svetlana Rusnac, conducătorul științific al lucrării. Sunt? Nu sunt? Mă adresez colegilor noștri din afara acestei țări. Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Vă mulțumim. Nu sunt. Vă mulțumim mult. În continuare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, aproba prin hotărârea Guvernului numărul 1007 din 10 decembrie 2014, a regulamentului privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale ULIM, cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific, pretendentul, dar să respect și hotărârea de Guvernului, pretendentei, la titlul științific de doctor în psihologie, doamne Caranfil Narcisa Gianina, care, conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezei de doctor, în timp de aproximativ 20 de minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluziile, recomandările cuprinse în teza de doctor. Mult succes! Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi aici, atât cu VCA online cât și offline. Mă simt onorată! Și ca să-mi depășesc emoțiile, o să vă promit că am multe mulțumiri la adresa dumneavoastră, dar să încep să vă prezint ca să depășesc starea plină de emoții. Trei argumente. Bugetez timpul, așa cum a spus domnul președinte, și încerc să mă încadrez în cele 20 de minute. Trei argumente justifică alegerea tezei de doctorat în acelui univers conceptual și empiric vă voi introduce astăzi. Primul este acela că adolescența este o perioadă de tranziție de la copilărie la vârsta adultă, marcată de numeroase provocări, atât de cele care țin de personal, individual, cât și de cele ca tinerii să se adapteze în continuă la o societate în schimbare. Cel de-al doilea argument este că prin oportunitățile de dezvoltare cognitiv-intelectuală, socio-emoțională, morală, civică, vocațională, școlaritatea oferă o oportunitate de dezvoltare atât a individului uman, cât și este un factor de dezvoltare pozitivă a adolescentului. Iar cel de-al treilea argument este că un argument mai puțin dorit, dar care există în societatea noastră, abandonul școlar, rezultatele slabe la învățătură ale unor adolescenți, rezultatele slabe la bacalaureat sau examene finale de liceu, performanțele scăzute ale României și ale Republicii Moldova, din păcate, la evaluări ale achizițiilor de bază în ceea ce privește evaluările internaționale, devianța în mediul școlar și alte fenomene indezirabile, fac din studiul școlarității un reper important cu valoare practică aplicativă pentru întregii specialiști profesioniști din domeniul educației. Și acum, pagina 2, la doamna voastră, mă uit aici. Schimbați-o la bine. Dar nu merge. Da, încerc. Puneți aici de sută și schimbă. Așa, perfect. Mulțumesc frumos, doamna profesor. Astfel. Atât, așa cum vă spuneam, în Republica Moldova, cât și în România și pe întreg mapamondul, se observă, din păcate, din ce în ce mai mult scăderea interesului adolescenților pentru școală, pentru activitățile școlare. Și efectele se văd în plan social și economic din fiecare societate, din fiecare țară, din fiecare
pe fiecare continent. De aceea, studiul caracteristicilor individuale, familiale, sociale, economice, culturale, care pot explica performanțele unui sistem educațional, trebuie să fie o prioritate pentru toți specialiștii din domeniu. Conceptul cheie în jurul căruia am eșafodat, am construit această lucrare a fost angajamentul în domeniul școlar, cu cele patru dimensiuni ale sale, cognitiv, afectiv, comportamental și agentic, pe care am putea să-l definim ca identificarea cu școala, identificarea cu activitățile care se desfășoară, cu plăcerea de a participa la activitățile școlare și extrașcolare, cu atenția, cu interesul, cu investiția și efortul pe care elevii le alocă activităților de învățare. Mai precis, cu identificarea cu scopurile școlarității. Dacă în primul capitol ne-am concentrat atenția pe partea conceptuală, studiind și sinteze empirice, și accentuând atenția pe dimensiunea, așa cum vă spuneam, a angajamentului în domeniul școlar și pe alte dimensiuni conexe, alte dimensiuni psihopedagogice conexe angajamentului, motivația în domeniul școlar și atitudinea față de școală în general, dar și față de colegi, de metode, de informații, de activitățile din școală, de climat. În cel de-al doilea capitol, accentul am pus pe reperele metodologice de investigare a reprezentării sociale a activității școlare și a determinantelor angajamentului în domeniul școlar în rândul adolescenților din România și din Republica Moldova. Astfel, studiind un bogat fond bibliografic de analize, de sinteze, am considerat ca o problemă necesitatea utilizării unei metodologii științifice în vederea elaborării și validării unui model al predictorilor dimensiunilor angajamentului, precum și a unor instrumente cu care să măsurăm acești predictori, aceste dimensiuni psihosociale, dar toate acestea în concordanță cu reprezentarea socială pe care adolescenții contemporani o au față de școală. Așa cum vă spuneam, acum o să vă povestesc din istoricul lucrării de cercetare de doctorat, coordonată și mentorată de doamna profesor Svetlana Rusnak. Am zis că vă mulțumesc și pe parcurs. Mulțumesc! Am studiat literatură, am analizat și sintetizat experimente și ne-am dat seama că atunci când încercam să creionăm un tablou al predictorilor angajamentului față de școală, ne lipsea un element din întregul tablou al credințelor, al percepțiilor, al actorului principal, al adolescentului. În acel moment nu exista, acum există pentru că am elaborat noi, dar în acel moment nu exista nici în Republica Moldova, nici în România o reprezentare socială a școlii și școlarității elaborată de către în mentalul adolescenților. Astfel, chiar dacă pare o teză într-o teză, fiind o muncă de investigație destul de amplă, am considerat că decizia și definirea predictorilor sau alegerea în definirea predictorilor care stau la baza angajamentului va fi mult mai clară dacă avem și imaginea reprezentării sociale în mintea și în atitudinea tinerilor, adolescenților. Astfel, dacă vreți, obiectivele cercetării, dacă ar fi să acronimizăm, ar fi analiză, determinare, elaborare, măsurare și interpretare. Și imediat vă introduc în fiecare element. Am valorificat binecunoscutele modele teoretice, explicative, respectiv macroteoria autodeterminării a lui Deci și Ryan, teoria multidimensională a atitudinii față de școală al lui Betsy, McQuack și Siegle și modelul general al factorilor, mediatorilor și efectelor angajamentului școlar al lui Sui Fong Lam și colaboratori. 10 ipoteze ne-au creionat demersurile ulterioare ale investigațiilor. Și anume,
am presupus că în universul reprezentațional elementele de conținut se vor grupa în trei dimensiuni. Una conceptual-definițională, care definește finalitatea și beneficiile școlarității, cea de-a doua descriptiv-operațională, care întrunește metodele instructiv-formative, educative, și cea de-a treia socială, relațiile de colegialitate și prietenie. O altă ipoteză că în universul reprezentărilor sociale investigațiile fiind făcute, și așa cum vă spuneam, și în România și în Moldova, între cele două reprezentări sociale dintre tinerii din cele două țări, vom găsi deosebiri. Următoarele ipoteze pe care le-am creonat au fost că trei mari clase ale dimensiunii angajamentului, ale predictorilor angajamentului în activitatea școlară, vom întâlni, și anume caracteristici individuale, predictori care țin de atitudinea față de școală, de motivația pentru a se realiza în viitor. Un alt domeniu ar fi motivația în domeniul școlar, de la a motivație până la motivația intrinsecă. Tocmai povesteam de metoda, modelul autodeterminării pe care l-am studiat. Și cea de-a treia clasă ar fi al determinantelor care țin de procesul instructiv-educativ, de la suportul primit de la colegi, de la profesori, până la calitatea practicilor instructiv-educative. Iar ca efecte ale angajamentului în domeniul școlar ar fi rezultatele școlare, bineînțeles, și starea de bine, satisfacția față de școală. Punctul forte, dacă vreți, dacă mi se permite să zic, al acestei lucrări a fost numărul mare de adolescenți, de elevi utilizat în investigațiile noastre, în jur de 3.000 de elevi de liceu, 2.429 din România, 292 din Moldova, echilibrați din punct de vedere al sexului, recrutați din 14 unități de învățământ pe un plan de eșantionare de conveniență, care au participat la 4 investigații despre care vă voi vorbi în slide-urile următoare. De asemenea, și în analiza determinantelor angajamentului în domeniul școlar, eșantionul a fost de 534 de elevi de liceu, la fel, echilibrați din punct de vedere al sexului, vârsta medie în jur de 16 ani, din toate clasele care sunt conținute în nivelul liceal, pe filieră liceală teoretică, tehnologică, economică, vocațională, iar în jur de 70% dintre acești adolescenți erau din familii intacte și 15,2% din familii dezorganizate, iar 12,7% din familii temporar dezorganizate. Metodologia de investigare a reprezentării sociale s-a bazat pe metoda asociațiilor libere, termenul inductor fiind școală. Tinerii erau rugați să evoce 5 asociații atunci când se gândesc la școală și am folosit două consemne. Cel normal, în cazul investigației reprezentării sociale explicite, și un consemn de substituție, în cazul investigării zonei mute, zonei ascunse a reprezentării sociale. Astfel am avut două direcții de cercetare. Prima, analiza semantică, lexică a acestor asociații produse de evocate de adolescenții noștri, și o altă direcție cantitativă, având la bază teoria prototipică și categorială a lui Vers și Abric, care include două variabile. Frecvența de apariție a acestor asociații în câmpul întregul univers reprezentațional și importanța acordată de către adolescenți, de către tineri, acestor apariții, acestor asociații. Astfel, am putut defini nucleul central al reprezentării sociale, în care erau introduse cele mai frecvente asociații cu rangul, cu importanța cea mai mare acordată de către adolescenți, prima zonă periferică, în care fie erau cu o frecvență redusă, dar cu foarte mare importanță acordată de adolescenți,
și fie cu frecvență scăzută, dar cu un rang mare, și a doua zonă periferică în care variabilele erau rezonabile, spunem noi, dar de luat în calcul. O altă punct de noutate și originalitate, fiind concentrați pe metodologie, pe repere metodologice bine documentate științifice, am zis să utilizăm toate rezultatele, toate elementele din cadrul reprezentării sociale. Și atunci, tot ce ați văzut dumneavoastră, elementele care s-au configurat în reprezentarea socială, le-am delimitat și descris în dimensiuni psihopedagogice, pe care mai apoi le-am operaționalizat prin item. Inițial am avut pentru fiecare dimensiune câte 5-15 item, respectiv am avut un chestionar pe care l-am elaborat și despre care vă voi vorbi, și imaginea din fața dumneavoastră este imaginea finală a acestui chestionar. Deci, în prima fază am avut un chestionar de evaluare a percepției și atitudinii față de școală de 144 de item. În această primă fază am supus acest chestionar validității de conținut prin metoda experților și am lucrat cu psihologi, consilieri, profesori. Astfel, din cei 144 de item, au rămas 89 de item. Item care, așa cum vă spuneam, evaluau percepția și atitudinea față de școală, având ca bază elementele reprezentării sociale. Faza următoare a fost că acest chestionar din 89, cu 89 de item să-l administrăm unui eșantion de 707 elevi și să verificăm validitatea de construct prin analiză factorială și confirmatorie, iar în final a rezultat un chestionar cu 83 de întrebări, care are două dimensiuni. Deci este un chestionar multidimensional a percepției și atitudinii față de școală a adolescenților. Instrumentul l-am denumit CPAS și îl vom pune și îl punem la dispoziție cercetătorilor, psihologilor, consilierilor, persoanelor care vor să îl utilizeze fie pentru cercetare, fie pentru investigarea percepției și atitudinii adolescenților din diferite comunități. Iarăși un punct considerăm noi de consistent, de noutate și de valoare metodologică, este numărul mare pe care l-am utilizat, numărul variabililor pe care le-am utilizat în creionarea predictorilor angajamentului, iar aceste variabile le-am utilizat folosind diverse instrumente. Iar pentru aceasta, diverse instrumente foarte bine cunoscute. Pentru aceasta am tradus instrumente de pe întreg domeniul psihologiei internaționale, foarte bine cotate, așa cum v-am spus, și am le-am supus, dacă vreți, validității de construct, am măsurat validitatea de construct și fidelitatea. Astfel, putem oferi din nou cercetătorilor sau profesioniștilor din domeniu diferite instrumente validate și pe populația de tineri adolescenți din România și Republica Moldova. De la atitudinea față de școală până la satisfacția față de viața școlară, motivația în domeniul școlar. Foarte multe instrumente pe care le-am validat, populația școlară liceală. În capitolul 3 expuse concluziile investigațiilor despre care am vorbit. Astfel, așa cum am presupus în ipotezele din cele 10 ipoteze inițiale, în universul reprezentării sociale a activității școlare, în rândul adolescenților români, elementele pot fi grupate pe trei dimensiuni, cea definițională, prin asociația care au emis-o, adolescenții, deci viitor, o dimensiune descriptivă operațională, ore de studiu, teme, note, discipline de studiu, deci care se referă la procesul instructiv educativ, și o dimensiune socială, prieteni, colegi, socializare. Undeva în
în plan secund, într-o zonă gri, apar și bănci, caiete, dar și plictiseală și oboseală. Dar aceasta este o reprezentare explicită a reprezentării sociale, în care am folosit consemnul normal, care i-am rugat să se gândească la școală și să emită 5 asociații. De ce vă spun asta? Pentru că atunci când am investigat zona mută, au ieșit puțin mai multe diferențe. O să vedeți imediat. Aș vrea totuși să trec la slide și mă întorc în comparația, deci în investigația în care am comparat reprezentările sociale a activității școlare între adolescenții români și adolescenții moldoveni, sunt foarte multe similitudini. Diferența pe care noi am sesizat-o este că, în plus, față de tinerii români, adolescenții din Moldova consideră că, în afară de viitor, școala le oferă și o dezvoltare personală. Nu le asigură doar o diplomă, nu este un traseu obligatoriu ca să te realizezi în viață. Chiar te ajută. Mai mult, ei consideră că școala îi fac înțelepți și valorifică mult mai mult informațiile și cunoștințele. Ne gândim că ar fi o cale pe care să se accentueze profesioniștii atunci când vor trasa politici, diverse politici profesioniștii din domeniu. În ceea ce privește, nu mare ne-a fost mirare, având în vedere că știm, intrăm în contact prin observații directe cu ceea ce emit adolescenții din jurul nostru, care spun că nu le mai place școala. Dar am vrut să vedem dacă o investigație metodologică, bază științifică, ne aduce același rezultat cu ceea ce observăm cu ochiul liber, prin observație directă. Și astfel, din păcate, s-a întâmplat și în ceea ce privește investigarea zonei mute a reprezentării sociale a activității școlare în rândul adolescenților români doar, prin consemnul de substituție, când ei sunt rugați să emită 5 asociații gândindu-se la școală, dar aceste asociații să le emită ce ar spune alți colegi de vârsta lor dacă acei colegi s-ar gândi la școală. Și asta este metodologia de investigare a zonei ascunse. A zonei ascunse de răspunsurile dezirabile pe care le dăm, mai ales fiind vorba de un subiect sensibil social, educația. Și în dimensiunea descriptivă operațională, din păcate, tinerii români consideră că procesele instructiv-formative sunt obositoare, aducătoare de stres, notele fiind un motiv nu foarte plăcut pentru ei și foarte multă plictiseală și oboseală. Adică acest context, tot ceea ce se întâmplă la școală nu mai este de interes pentru ei. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar trebui să dea de gândit decidenților din domeniul educației în refacerea, reproiectarea de la curriculă până la tot ce înseamnă metode și procese instructiv-educative. În urma numeroaselor, având un număr foarte mare de predictori, numeroaselor analize de regresie multilineară, a rezultat acest tablou final al predictorilor angajamentului în activitatea școlară. Este cea de-a doua investigație a lucrării. Dacă prima a fost reprezentarea socială cu beneficiul elaborării instrumentului CPAS, cea de-a doua etapă a fost creionarea definirii predictorilor angajamentului în domeniul școlar. Acești predictori, care vă spuneau, au fost reținuți în urma unor consistente analize statistice, pot fi grupați pe 4 dimensiuni: autopercepție, variabile motivaționale, atitudinale și percepția cu privire la climatul școlar și practicile instructive educative. Respectiv, percepția despre sine în domeniul școlar este un predictor pentru angajamentul cognitiv, dar și comportamental. Atitudinea pe care o au copiii, adolescenții, tinerii față de școală este un predictor pentru angajamentul cognitiv, afectiv și comportamental. Motivarea și autoreglarea e un predictor
consistent statistic pentru angajamentul cognitiv, dar și pentru cel comportamental. Autonomia acordată elevilor ne explică diferențele dintre adolescenți în ceea ce privește angajamentul cognitiv și agentic. Dacă angajamentul afectiv are doi predictori bine consistenți din punct de vedere statistic, adică atitudinea față de școala de apartenență și suportul covârșnicilor, așa cum vedeți, angajamentul cognitiv și cel comportamental are un tablou mult mai variat de predictori care au efect asupra performanței, evoluției, atitudinii, angajamentului. În ceea ce privește efectele angajamentului, cum vă spuneam, satisfacția față de școală și rezultatele, au fost corelații pozitive, nu foarte cu indicatori foarte mari. Explicația ar fi că pentru cei 545, eșantionul pe care am măsurat aceste variabile, am avut acces doar la 120 de copii la media generală finală din 2018-2019, intrând din acea perioadă protecția datelor personale și n-am mai putut să obținem pentru întreg eșantion. Și atunci, de aceea, corelația a existat, angajamentul este, sau satisfacția față de școală și rezultatele pozitive sunt efecte ale angajamentului în domeniul școlar, dar nu era o consistență statistică pe care să o exprimăm. Concluziile expuse în ultima parte a lucrării ar fi principalele contribuții teoretice și aplicative ale lucrării, așa cum vă spuneam, identificarea conținutului și structurii a reprezentării sociale în rândul adolescenților români și moldoveni, elaborarea, validarea instrumentului CPAS, adaptarea pentru contextul școlar a unui număr consistent de instrumente, elaborarea acestui model al predictorilor, recomandările noastre ar fi utilizarea instrumentului CPAS, valorificarea în programele de asistență psihopedagogică individuală și de grup a dimensiunilor care s-au evidențiat ca predictori consistenți, dar și luarea în calcul a elementelor care le-am întâlnit, elementelor mai puțin pozitive în zona mută a reprezentării sociale și regândirea conținuturilor curriculare sau a metodelor didactico-formative ca să vină în întâmpinarea adolescentului, să stimulăm angajamentul și plăcerea de a învăța și motivația intrinsecă. Direcții de cercetare, să utilizăm eșantioane care să fie descrise. Mulțumesc frumos, doamnă profesor. Să fie descrise pe o zonă geografică mai extinsă. Școlile din care a fost extras eșantionul a fost din nord-estul Moldovei și din Republica Moldova, din jurul Chișinăului și din Chișinău. Să luăm în calcul și alte caracteristici individuale care țin de personalitatea copilului pe viitor, să introducem în predictori posibili ai modele de predictori posibili ai angajamentului, să folosim un design longitudinal, respectiv să măsurăm după anumită perioadă de timp, să vedem cum, ce s-a întâmplat, care a fost evoluția sau involuția și care sunt factorii care au contribuit. Și alte variabile care țin de climat. În capitolul 2 sunt expuse toate investigațiile din punct de vedere statistic și am verificat corelațiile dintre situația familială, între profil, dintre clase, nivelul de clasă. Existau anumite corelații statistice, dar nu de o intensitate decât încât să le luăm în seamă. Și atunci am preferat, poate nu în acest tablou, poate în alt tablou al predictorilor angajamentului. De asta am dorit să găsim o altă formă în care să colectăm acești indicatori. Vă mulțumesc încă o dată. Sper că am acoperit tot ce ar fi trebuit să vă povestesc despre lucrare și că m-am înscris în timp. Mii de mulțumiri, mi-e frică să nu greșesc numele, aș putea să iau pe toată lumea să mulțumesc personal sau mă lăsați la final? La final.
final. Perfect. Categoric. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim foarte mult. V-ați scris în timp și ați avut un discurs foarte bine structurat. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc. În continuare, conform procedurilor, stimați membri ai comisiei, vă rog foarte mult să adresați întrebări pretendente la înaltul calificativ de doctor în psihologie, la specialitate psihologie socială. Dacă aveți întrebări, vă rog foarte mult să le adresați. Cine are întrebări? Doamna doctor Briceac, doamna profesor Bârle. Încep eu cu niște întrebări ca să pornesc mare discuții, fiindcă, de fapt, invit toată lumea într-un preiering. Acum să-mi debatem cu ideile. Vă rog. Câte întrebări? Pornesc de la problema de cercetare. Iată, problema de cercetare, dumneavoastră, utilizați expresia dimensiunile psihosociale și educative ale angajamentului. Și lucrul ăsta îl vedem în multe alte locuri de cercetare. Întrebarea mea provocatoare, numărul 1, sună felul următor. Oare dimensiunea educativă nu este o dimensiune psihosocială? Fiindcă ea presupune interacțiune. Este educație. Unii interacțiuni avem deja fenomen psihosocial. Deci prima întrebare în legătură cu această distinție pe care ați făcut-o. Dimensiuni psihosociale, altele, foarte interesante, foarte bune, dar separat dimensiunea educativă. Care, ar spune cineva, este și ea o dimensiune psihosocială. Cum explicați această discriminare la care ați refuz? Am ținut cont de studiile și de literatura pe care am studiat-o pentru partea teoretică și dimensiunile se refereau cumva la climatul, la procesul tehnic din cadrul școlii, din cadrul clasei. Practicile instructiv-formative, metoda. Clar, mulțumesc. Provocarea numărul 2. Vă rog. Cercetarea noastră este axată pe, aș spune chiar paradigma reprezentărilor sociale, fiindcă teoria pe care a creat-o Moscovici și toată lumea care l-a susținut într-o anumită vorbă, deja a devenit o paradigmă. Așadar, lucrarea este centrată pe această paradigmă. Totodată, în problema de cercetare, deloc nu apare reprezentările sociale. Dar, în schimb, vorbiți și aici, mai jos, vorbiți despre percepții, atitudini, fără a pomeni reprezentările sociale. Mai mult, în foarte multe locuri ale lucrării scris reprezentări sociale, virgulă, percepții și atitudini. Ceea ce înseamnă că pe locuri separați percepțiile care sunt niște construcții separate, atitudini care au o viață proprie de reprezentări, pe de altă parte vorbiți doar despre percepții, presupunând că, de fapt, percepția la dumneavoastră ar însemna reprezentări sociale. Iată acest amestec pe care îl observăm în pagina 5, când formați scopul cercetării și problema de cercetare, cum îl explicați? Percepții, atitudine, reprezentare. Cumva, percepțiile și atitudinile fac parte din tabloul mentalității în legătură cu reprezentarea față de școală. Cumva, ele sunt ca un, pot spune, și conexe, dar și conținute. Iată, atitudinea mea, situația de percepții sociale este mai largă ca noțiunea de reprezentare sau mai îngustă? Fiindcă atitudinea se regăsește în nucleul central al reprezentării. Da, 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 da. Percepția, fiindcă chiar în psihologie știm, ca să ajungi la reprezentări, trebuie să treci prin faza senzațiilor, a percepțiilor, după care deja apar reprezentările. Reprezentările se construiesc. Pe baza? Presupun, da, eșafodaj, eșafodaj. Exact. Iată, exact. Cum ați apărat, că aveți dreptul să veniți cu o abordare proprie. Da, percepțiile și atitudinele fac parte din clasa, din marea clasă a reprezentărilor. Conțin, sau reprezentarea conține percepțiile și atitudinile. Sau credințele, opiniile. Provocarea numărul 3. Mă uit cum ați formulat problema la pagina 5, după care merg la pagina 27, unde spuneți cum ați soluționat problema. Așa că, atenție, aici apare un element pe care nu vi l-ați propus la început, care la sfârșit. Fiindcă la început, când vorbiți despre problema de cercetare, nu utilizați sintagma efectele angajamentului în domeniul școlar. Nu o utilizați, deloc. Iar la pagina 27 spuneți problema științifică soluționată în prezența tezei doctorat constă în validarea modelului elaborat pentru a explica predictorii, de predictor vorbiți, în prima formulare, și efectele
Dar în prima formulare, la pagina 5, nu vorbesc de fiecare. Cum motivați că brusc, în pagina 27, apare o chestiune foarte complicată, efectele angajamentului în domeniul școlar? Da, nu am inclus în abstract. În teză este încă de la început. În abstract, da, în pagina 5, mă refer la cum ați formulat problema, în pagina 5 nu aveți efectele angajamentului. În pagina 27, când spuneți ce am făcut, apar. Cum explicați apariția, fiind din punct de vedere științific, ar putea exista o explicație. Ai pornit într-un fel, dar ai încheiat altfel. Da. Inițial, noi le-am trecut și în ipoteze, de asta zic că probabil acolo nu l-am redactat. Dar încă de la, din cele 10 ipoteze, am presupus că efectele angajamentului vor fi rezultatele și satisfacția față de școală. Și mai aveți o declarație legătură cu reprezentările sociale. De asta afirmați că reprezentările sociale sunt parte componentă, deci ele, reprezentările sociale, sunt parte componentă a tabloului credințelor, atitudinilor și comportamentelor față de școală. Nu cumva în reprezentările sociale se regăsește acest tablou. Nu da. Cumva în ele sunt credințe, fiindcă credințele, atitudinile se regăsesc în nucleul central. Aici noi spuneți că ele sunt partea unui tablou. Ele parcă ar face parte din tabloul credințelor. Cum explicați aceasta? Acest punct de vedere, fiindcă este al dumneavoastră, nu spun că el e bun sau nu este bun, vă spun că așa declarați. Cum explicați lucrul? Reprezentările sociale ca parte, ca parte a credinței. Ca punctul de plecare. Ceea ce reprezintă pentru mine acum școala. Am o reprezentare la momentul ăsta. Mă refer ca longitudinal, dacă vreți, în timp. Și mergând în timp, plecând de la o reprezentare, am acces la alte percepții, îmi schimb credințele și opinii și îmi reformulez reprezentarea. Noțiunea de nucleu. Ați utilizat nucleul la reprezentării sociale? Da, da, da. Ați operat cu noțiunea de nucleu? Da, da, da. Este. V-a provocat? Mi-a pus o mare plăcere să vă provoc și vă mulțumesc. Mare să auzi că aveți o viziune clară asupra tezii, asupra lucrării și felul ăsta ați rezistat. Mulțumesc, dar să știți că am studiat cartea dumneavoastră. Mulțumesc. Vă rog foarte mult, eu am pornit discuția, vă rog foarte mult să vă cadrați și rog și colegii noastre care sunt în afara acestei sări, mă refer la doamna profesor Briceac, mă refer la doamna profesor Delia Iuliana Bârhe, dacă aveți întrebări, vă rog foarte mult să le adresați pretendente la înaltul calificativ de doctor în psihologie. Eu așa că știam că întrebări, cred că ar fi inițiat despre părinte, mai? Cum explicați diferențele de gen doar în cazul angajamentului agentic și comportamental și nu în cazul celorlalte tipuri de angajament? Dacă ați estimat, dacă ați anticipat la început, de exemplu, că nu veți obține diferențe de gen în cazul celorlalte tipuri de angajament. Sau poate cum a venit ideea acestor diferențe de gen în privința tipurilor de angajament. Am să vă rog să repetați întrebarea că nu am înțeles. Mă scuzați. Da, e regulă. Ați obținut diferențe de gen în ceea ce privește două dimensiuni ale angajamentului școlii, respectiv cel agentic și cel comportamental. Întrebarea mea este cum explicați faptul că nu ați obținut diferențe de gen în cazul celorlalte tipuri de angajament și cum explicați diferențele de gen în cazul acestor două tipuri de angajament? Situația în care băieții stau mai bine la angajamentul agentic și fetele la cel comportamental. Asta este prima. Da? Pot să vă răspund? Sau să așteptăm? Da. Da? Ne așteptam cumva, intuiam, pentru că fetele sunt mai cuminți și nu sunt și din alte studii am observat că această atitudine, acest comportament diferă între băieți și fete. Fetele sunt mai convinți. Și la agentic, tocmai acest curaj al băieților îi fac să fie mai implicați, dacă vreți, mai implicați, să se afirme. Ideea diferențelor între reprezentarea socială a școlii la adolescenții din România. Dispare.
Scoateți acolo sunetul, dau de aici sunetul. Scoateți sunetul. Da, a scos de acolo sunetul. Am scos da? Eu, da. Doamna. Da. Nu merge. Pune sunetul. Fărează. A, da, acum am să vă rog să repetați din cauza că a dispărut da. Sunetul, da. Spuneam că este foarte interesantă ideea analizei comparative a reprezentării sociale a școlii la adolescenții din România și adolescenții din Republica Moldova și eram curioasă care a fost fundamentul acestei idei de comparație, de analiză comparativă. Pe ce v-ați bazat când ați presupus că reprezentarea școlii diferă la elevii din Republica Moldova și din România? Atât de mult cât eșantionul am văzut că este alcătuită din adolescenți din zona Moldovei, românești, da? Iași, Vaslui. Da. Ne-am bazat pe faptul că marea majoritate a adolescenților din eșantionul din Moldova, sau o parte din adolescenți, erau din școli, dintr-o școală privată. Din școli private, da. Sau de oraș. Adică aveți diferențe de eșantion? Și până poate ați gândit la factori culturale sau... Și bineînțeles, da, asta a fost tehnic și bineînțeles pe diferențele culturale. Am presupus că există o altă mentalitate socială în ceea ce privește reprezentarea. Știm, am observat și noi în România, că toți tinerii care vin din Moldova sunt mult mai implicați în dezvoltarea lor educațională. La ultima parte a studiului, acolo unde vorbiți despre efectele asupra satisfacției în școală și privire la note, folosiți atât termenul efecte, cât și termenul predictor. Și întrebarea mea este dacă ați asimilat cele două tipuri Da, am gândit așa. Am gândit așa, da. Cu cât efectele angajamentului, notele, cu cât un adolescent obține niște note pe care să fie mulțumit, note mari, cu atât angajamentul lui în domeniul școlar se va dezvolta. Va fi ca o rotiță care se pune în mișcare. Și efectul notelor ridicate va duce la angajament. Angajamentul respectiv, implicarea și responsabilizarea și comportamentul va duce la note, la efecte și la starea de bine. Deci nu avem o relație clară de cauză-efect, ci este una de corelare. Exact. Am înțeles. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, de Delia Ivana. Dacă îmi permiteți, aș avea și eu câteva întrebări. Poftim, doamna profesor Pricea. Stimată doamnă doctorandă, Caranfil, ne dăm foarte bine seama că orice investigație științifică realizată are neapărat și o utilitate aplicativă. Vreau să vă întreb, care în opinia dumneavoastră este relevanța investigației reprezentării sociale a școlarității în rândul adolescenților din Republica Moldova și din România, prin raportare la politicile din domeniile educaționale pe care cele două țări trebuie să le revizuiască pentru a alinia sistemele de educație la cerințele actuale? Consider că tinerii sunt atât beneficiari, dar și actorii principali al acestui sistem de învățământ. De aceea, feedback-ul primit de la ei ne poate ajuta să vedem părțile mai puțin constructive ale metodelor, ale programelor care se dezvoltă în acest moment. Și ce așteptări au, pe de altă parte, ce așteptări au acești tineri de la sistemul de învățământ în ceea ce privește dezvoltarea lor pe tot parcursul. Și atunci ne putem adapta aceste, consider că cei decidenți în politici educaționale ar putea adapta
procesele, curricula, metodele instructive educative după acest feedback clar primit, mai ales cel din care conturează zona mută a investigației și care arată la momentul acesta că tinerii nu mai sunt satisfăcuți de ceea ce primesc ca bagaj instructiv formativ în domeniul școlar. Plus, ne-am gândit o reprezentare socială ca metodă științifică ne-ar oferi mai multe aspecte decât dacă foloseam un instrument de forma unui chestionar. Alte întrebări? Doamna doctor Bucear? Vă mulțumesc mult. În aceeași cheie mai am o întrebare. Ca și utilitate practică, prin ce strategii credeți dumneavoastră putem stimula motivația intrinsecă a adolescenților pentru procesul de învățare? Dat fiind faptul că această dimensiune motivațională a reieșit ca un predictor consistent, după cum dumneavoastră ați menționat de mai multe ori, al fațetelor angajamentului în domeniul școlar. Sigur, mulțumesc, doamna profesor. M-aș ghida, dacă vreți, tot am în față, după predictorii angajamentului, de la percepția despre sine în domeniul școlar până la motivare și autoreglare și percepția cu privire la calitatea practicilor instructive educative. Respectiv, să cadrele didactice să țină cont de toate de personalitatea, de individualitatea elevului. Să gândească recompensele în funcție de așteptările lui. De exemplu, pentru stimularea cititului la limba și literatura română, să ofere ca recompensă o carte pe care acel copil și-l dorește. Să-l stimuleze să aibă, să-și exprime propria opinie. Să aibă o credință, dacă tot vorbeam de reprezentare. Să vină la clase cu un entuziasm care să inspire copiii, să ofere posibilitatea să-și exprime plăcerea sau gândul critic în diferite situații. Vă mulțumesc. Cred eu că dacă bucatul didactic se străduie să creeze situații de succes discipolilor, asta tot ar fi o cale de stimulare a motivației intrinsece, nu? Sigur, sigur. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Doamna doctor Brișac, vă mulțumim foarte mult. Mai sunt întrebări? Eu mă întreb. Da, poftim, doamna. Domnul Stefan, să-mi introduci, să zic. Da, eu introduci, da. Очень интересный результат получен в результате изучения социальных представлений в плане центральной зоны. И там есть друзья, коллеги, будущее. И здесь, я думаю, что с этими центральными смысловыми понятиями ознакомятся и учителя, и работники системы образования. С вашей точки зрения, эти центральные смысловые маркеры, если можно выразить, как они могут стать ресурсом? О чем они сигнализируют для изменения, повышения школьной вовлеченности и ответственности? Потому что в зону муты, в немую зону попали усталость, скука, стресс, как результат, вообще-то, наверное, сбоя функционирования образовательной системы. Итак, центральные эти смысловые феномены. О чем они сигнализируют и как они могут стать ресурсом, с вашей точки зрения? Deci în nucleul central, deci dumneavoastră i-a selectat trei cuvinte, trei asociații care vin, prieteni, colegi și viitor. De fapt, sunt niște resurse pozitive și după părerea dumneavoastră, cum ar trebui să fie utilizate aceste resurse? Fiindcă, pe de altă parte, în zona mută se pomenesc niște asociații care sunt cu totul negative și ele nu sunt resurse pozitive, invers, ele urmează să fie înlăturate. Cum s-ar putea, prin capacitatea de resurse a acestor concepte care s-au pomenit în nucleul central, de modificat situația pe care o găsim prin cercetarea zonei mute, după părerea dumneavoastră?
Ați spus de prieteni și colegi. Prieteni, colegi, viitor. Și viitor. Prieteni și colegi aș lega de zona de socializare și conform teoriei Lev, ca să nu greșesc, Kotsky, școala oferă un context social pentru a învăța prin imitație. Copiii învață unul de la altul. De aceea, această latură a socializării stimulează angajamentul. Și am observat, cel puțin, o metodă pe care o folosesc cadrele didactice mai în ultima perioadă, de a da teme în comun, de a stimula cooperarea, conlucrarea, ceea ce este un factor important și stimulativ. Iar viitor, acum noi ne-am gândit așa, viitorul, ținând cont de își doresc o diplomă sau viitorul să se dezvolte pentru a-și construi mai târziu un viitor, o carieră. Pentru cei care își doresc o diplomă, am fi cumva la pe dimensiunea motivației, la motivația extrinsecă și atunci să-i aducem cumva ca această dorință lor doar să treacă prin școală ca să aibă acea diplomă, să o internalizeze și să o transformăm, să mergem pe acel continuum a motivației până a ajunge la motivația intrinsecă, adică să facă școală de plăcerea de a învăța lucruri noi și a-și dezvolta anumite competențe și talente, abilități. Iar pentru cei care vor, care asociațiile, această asociație viitor era de a se dezvolta, de a fi suport pentru a avea acces la cât mai multe informații, baze care să-i dezvolte. Vă mulțumim, doamna doctor, că oameni că mulțumim. Mulțumim doctoratei. Dacă nu sunt probleme, da, rog, poftim. Doamna doctor Calancea are întrebare, da? E o mică întrebare. Dacă se poate să ne spuneți-mi, vă rog, în rezultatul cercetării, ce credințe de bază ați descoperit la adolescenți studiați? Studenți? Studiați, la adolescenți. A, studiați, da. Credințe de bază? Da, fiindcă dumneavoastră vorbiți de credințe. Și atunci, e interesant dacă ați identificat careva credințe la adolescenți. Investigarea reprezentării sociale a fost organizarea și structura. Conținutul și structura. Am studiat, următoarea etapă ar fi de organizarea acestor. Există alte metode prin care noi să intuim ce au vrut să spună și să ajungem la definirea unei credințe. Așa pot să vă spun, așa cum îi spuneam și doamnei, că asociația pe care au emis-o adolescenții, viitor, poate să fie viitor că mi oferă o diplomă, care are ca bază motivația extrinsecă, sau viitor că mă dezvoltă. Credința, în general, a fost că școala este o etapă importantă în care pot să se dezvolte anumite abilități cognitive, emoționale, morale și vocaționale și le este de folos. Pentru că am studiat polaritatea acestei reprezentări sociale și a ieșit pozitivă. Deci, până la urmă, reprezentarea, chiar cu acea zonă mută, care are elemente mai puțin de dorit, negative, polaritatea a fost spre pozitiv, adică reprezentarea socială a școlii și școlarității în rândul tinerilor are o conotație pozitivă. Da, dar fiecare om de-a lungul vieții are și careva credințe pozitive și ar putea avea careva credințe negative care îl ducă din pas atunci când noi vorbim că copiii sau adolescenții sunt obosiți, surmenați, retrași, etc. Deci ei sunt tot felul, nu știu să știu opinia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim, doamna doctor, vă mulțumim și dumneavoastră. Domnul președinte, eu am clarificat toate întrebările la etapa premergătoare. Mulțumim, doamna doctor Valori, mulțumim foarte mult. Atunci, dacă nu mai sunt întrebări, în conformitate cu procedura regulamentară, spun că am ajuns la faza când va trebui să vedem cum a reacționat doctoranda la sugestiile și recomandările membrilor comisiei de îndrumare. Ei au elaborat un aviz, avizul este anexat la dosar și în acest aviz, pe lângă faptul că se constată valoarea teoretică a lucrării, importanța aplicativă a lucrării, vorbește despre originalitatea ei, este pus în valoare doctoranda, dar și de fapt publicatorul științific, totodată se regăsesc câteva poziții la care doctoranda ar trebui să răspundă, care sunt ele, între altele.
reducerea numărului ipotezelor, respectiv al variabilelor integrate în ipoteze pentru a o mai bună percepție a designului experimental. Sau stabilirea și inițierea unei mai bune conexiuni între rezultatele experimentale expuse în capitolul 2 și cele prezentate în capitolul 3 pentru a nu se produce impresia a două cercetări separate. Sau de menționate elaborările autoarei Fredrickson despre rolul trăirilor, adică a emoțiilor pozitive în procesul de învățare. Sau de menționat contribuțiile omului de știință Vygotsky în domeniul învățării și al dezvoltării cognitive. Iată, a venit ceasul când dumneavoastră trebuie să vă spuneți cum ați reacționat la aceste sugestii și recomandări. Cuvântul vi se oferă. Mulțumesc. Am mulțumesc Comisiei de Îndrumare, am ținut cont de toate sugestiile și le-am introdus în lucrarea finală. Vă mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc. Repet, acest aviz a fost anexat la dosar. Doamna doctor și totodată doamna conducător științific Svetlana Rusnac a vorbit despre acest lucru. Ce vreau să menționez în calitate de conducător, că am verificat într-adevăr dacă s-a ținut cont de aceste recomandări și la dosar vor fi reflectate. Eu cred că membrii Comisiei de Îndrumare, când au văzut teza, au văzut că au fost făcute și schimbări, au fost făcute considerabile, reieșind din recomandările membrilor Comisiei de Îndrumare. O remarcă foarte importantă, vă mulțumim foarte mult, stimată doctor Svetlana Rusnac. Onora de asință, acum am să vă rog foarte mult să vă așezați, fiindcă cuvântul îl ofer în continuare membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, fiind conform regulamentului personalitățile la care mă voi referi în continuare nu sunt doar membri, ci sunt, conform regulamentului, membri referenți. De aceea, cuvântul îi se oferă lor. Pentru început, o rog foarte mult pe doamna Silvia Briciar, doctor în psihologie, conferențiar universitar de la Universitatea de Stat de Cursul din Bălți, să ne vorbească despre impresiile pe care le are legătură cu teza pe care o analizăm astăzi. Doamna Silvia Briciar, cuvântul vi se oferă. Stimate domnule președinte, dragi colegi, am onoarea să prezint recenzia asupra tezei de doctorat și a rezumatului, care numai ce am auzit-o foarte frumos susținută de către doamna Narcisa Gianina Caranfil cu tema determinantele psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlară. O să mă refer mai întâi de toate la noutate și originalitatea lucrării și vreau să zic că în ultimele decenii s-a constatat un declin evident al motivației pentru învățare, deteriorarea atitudinii față de școală, îndeosebit la vârsta adolescenței. Atât specialiștii din domeniul psihologiei, cadre didactice, dar și părinții au semnalat o vulnerabilitate crescută, dar și mai multe dificultăți cu care se confruntă adolescenții în procesul instituirii învățării. Doamna Briceag, nu vă supărați, ați putea ieși și cu camera? Da, sigur. Da, da. Sigur. Mă mulțumesc mult. Da. Performanțele pe care elevii le obțin în activitatea școlară sunt influențate masiv de o multitudine de factori, inclusiv de nivelul angajamentului în domeniul școlar. În această lucrare, doctoranda își concentrează atenția asupra unei dimensiuni importante a profilului psihopedagogic pe care trebuie să-l aibă un elev de succes în societatea noastră și anume angajamentul în activitatea și viața socială. Fundamentarea teoretică a cercetării este prezentată în capitolul 1 al lucrării, care se intitulează Problematica angajamentului adolescenților în activitatea școlară, analiza literaturii din domeniu. Astfel, autoarea analizează atitudinea pe care elevii de diferite vârste o au față de școală, motivația în domeniul școlar, respectiv angajamentul în activitatea școlară. Sunt prezentate și explicate trei modele de lucru care au stat la baza investigațiilor realizate de către autoarea prezentei tezei de doctorat și anume un model al motivației în domeniul școlar care constituie o extensie a macroteoriei autodeterminării, modelul pentru conceptualizarea și măsurarea atitudinii față de școală și modelul de lucru al determinantelor psihosociale și efectelor angajamentului în activitatea școlară.
Doctoranda cu un lux de amănunte prezintă constatările studiilor realizate în diverse țări, care au urmărit atitudinea față de școală și angajamentul în activitatea școlară în rândul adolescenților și, ca rezultat al acestora, formulează următoarea problemă de cercetare. Necesitatea utilizării metodologiei științifice în vederea elaborării și validării unui model al predictorilor dimensiunilor angajamentului în domeniul școlar, precum și a unor instrumente pentru măsurarea dimensiunilor psihosociale și educative ale angajamentului în concordanță cu percepția și atitudinile pe care adolescenții contemporani le-au față de școală. Doctoranda Narcisa Janina Caranfir, pentru prima dată în spațiul românesc, prin cercetări experimentale, a identificat conținutul și structura reprezentărilor sociale a activității școlare în rândul adolescenților români și moldoveni, rezultate care au condus la determinarea dimensiunilor ce pot fi valorificate în percepții și atitudinii pe care adolescenții contemporani le au față de școală. De asemenea, au fost identificați factorii psihosociali și efectele angajamentului în activitățile școlare. Originalitatea abordării subiectului angajamentului în această teză de doctorat rezidă în delimitarea dimensiunilor ce pot fi valorificate în intervențiile care urmăresc creșterea atașamentului adolescenților față de școală și scopurile educației temeinice. În elaborarea programelor de intervenție destinate creșterii angajamentului în activitățile școlare și stimulării motivației, pentru succes. La nivel de suport metodologic al lucrării, în capitolul 2, care se intitulează Metodologia investigării reprezentării sociale activității școlare și a determinantelor angajamentului în domeniul școlar, în rândul adolescenților de România și Republica Moldova, doctoranda prezintă și descrie designul metodologic prin care s-a urmărit investigația conținutului și a structurii reprezentărilor sociale activității școlare în rândul adolescenților români și moldoveni, elaborarea și validarea preliminară a instrumentului multifactorial, o să-i zic așa cum a zis și doctoranda de mai multe ori, PAŞ, și adaptarea și validarea instrumentelor care au fost utilizate în studiu prin care s-au urmărit determinantele psihosociale și efectele angajamentului în domeniul școlar la adolescenții români. Rezultatele analizelor factoriale care au fost întreprinse pentru versiunea de lucru a instrumentului PAŞ oferă suport empiric pentru modelul teoretico-conceptual ce a stat la baza elaborării acestui. Apreciem caracterul inovator și valoarea praxiologică a investigației, claritatea și exactitatea formulărilor științifice, utilizarea corectă și riguroasă a metodelor și procedeilor de analiză, calitatea informațiilor și a datelor procesate. O valoare în parte poate fi atribuită elaborării și validării chestionarului pentru evaluarea percepției și atitudinii față de școală. De asemenea, prezintă importanță și modelul predictorilor angajamentului școlar elaborat de autoare. Metodologia cercetării este clară și complexă. Strategia cercetării s-a conformat scopului și surselor antrenate și este constituită dintr-un ansamblu de metode care au asigurat realizarea cu succes a celor două funcții importante, cea teoretico-explicativ, dar și cea praxeologică. Modelul și ansamblul instrumentelor elaborate și folosite au valoare aplicativă deosebită pentru inovarea practicilor de lucru cu adolescenți. Ținem să menționăm că autoarea a respectat exigențele de proiectare, organizare și desfășurare a unei investigații științifice, conform titlului privind elaborarea și redactarea tezei de doctorat și a rezumatului tezei de doctorat. Cu referință la valoarea științifică a rezultatelor, care este mai mult, mai bine zis altfel, reiese din capitolul 3, intitulat Rezultatele investigațiilor realizate asupra reprezentării sociale și a predictorilor angajamentului în activitatea școlară, în rândul adolescenților, autorii acestei lucrări prezintă, analizează și interpretează rezultatele investigațiilor pe care s-au urmărit delimitarea conținutului și a structurii reprezentărilor sociale activității școlare în rândul adolescenților din România și Republica Moldova, respectiv care a valorificat pe tot
ale activității școlare s-au evidențiat atât pentru adolescenții din România, cât și pentru cei din Republica Moldova, dimensiunile referitoare la rolul pe care școlaritatea îl are în raport cu dezvoltarea și construirea viitorului, respectiv oportunitățile pe care frecventarea școlii le oferă tinerilor în direcția socializării. În condițiile Consiliului de Substituție, reprezentările sociale a activității școlare a evidențiat un conținut central pregătit. Referitor la strigă, steală și altele. Motivarea și autoreglarea în activitatea de învățare specifică școlarității s-a evidențiat ca cel mai consistent privitor al dimensiunilor de învățare specifică școlarității, a dimensiunilor cognitive și comportamentale ale angajamentului în activitatea școlară, precum și a nivelului global al angajamentului. Doi predictori consistenți ai angajamentului afectiv au fost atitudinea generală față de școală, de apartenență și suportul social din partea covârstnicilor. Din altă parte, datele analizate, mai bine zis, datele analizelor de regresie, în timp lineară au confirmat parțial 6% ipoteze de lucru care au stat la baza studiului, care și-a focalizat atenție de determinate psihosociale și efectele angajamentului școlar. Toate rezultatele investigațiilor experimentale prezentate de autoare sunt relevante și sunt descrise foarte clar și concis. Interpretarea rezultatelor este laconică și inteligibilă. Rezultatele oferă răspunsuri complexe la problema de cercetare. Ținem să menționăm că această cercetare are contribuții teoretice și empirice relevante în domeniul psihologiei sociale și psihologiei educației, atât la scară națională, cât și internațională. Concluziile la capitole, concluziile finale și recomandările corelează cu scopul și obiectivele cercetării. Lucrarea conține o serie de recomandări adresate consilierilor educaționali, cadrelor didactice, managerilor și specialiștilor în domeniul politicilor educaționale. Dacă mă refer la redactarea tezei și conținutul ei tehnic, pot să spun că teza de doctorat are un aspect ordonat și echilibrat, conține toate componentele recomandate, volumul tezei și a capitolelor aparte corespunde cerințelor. Autorul utilizează un limbaj psihologic științific elevat, lucrarea conține reprezentări grafice, figuri, tabele și anexe, pe care le considerăm relevante și oportune conținutului tezei. Lista referințelor bibliografice și citerele din textul lucrării corespund cerințelor ghidului pentru elaborare și redactarea tezei de doctorat și a rezumatului. Rezumatul este redactat în acord cu recomandările aflate în vigoare și reflectă conținutul de bază a tezei. Autoarea acestei lucrări respectă principiile eticii și deontologiei profesionale în elaborarea lucrării. Toate frazele și ideile preluate de la alți autori sunt indicate riguros, este evidențiat distinct aportul autorului și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. Dacă ne referim la publicarea în ediții științifice și prezentarea la forum științifice, la conferințe științifice, putem spune că rezultatele cercetărilor realizate de către doctorand au fost prezentate și discutate în cadrul a 15 manifestări științifice naționale și internaționale, concluziile investigațiilor teoretice și rezultatele cercetărilor aplicative au fost prezentate în 8 lucrări științifice publicate. În teză regăsim foarte bine descrise care au fost forurile științifice și care au fost publicațiile autoarei la teză. Și în concluzii vrem să spunem că valoarea teoretică și aplicativă a acestei lucrări rezidă în completarea câmpului preocupărilor psihologiei sociale și educaționale, cu informație utilă despre universul reprezentării societale, a percepției și atitudinilor pe care adolescenții contemporani le au față de școală și prin raportarea la dimensiunile, predictorii și efectele angajamentului în domeniul școlii. Este incontestabil valoarea modelului elaborat pentru a explica predictorii angajamentului în activitățile școlare, care poate fi utilizată în investigațiile ce se preocupă de traseul educativ al elevilor de diferite vârste școlare, dar și a chestionarului pentru evaluarea percepției și atitudinii față de școală,
elaborat și validat de autoare, precum și instrumentele validate pentru populația școlară românească și utilizate în cercetarea de determinantelor psihosociale ale angajamentului în domeniul școlar, care pot fi utile în activitatea psihologilor școlari, a consilierilor educaționali și alte specialiști din domeniul, în special educațional. De asemenea, informațiile obținute în cercetare pot servi ca bază pentru elaborarea programelor de consiliere școlară și educațională. În domeniul celor expuse, considerăm că cercetările realizate de către doamna Narcisa Gianina Caranfil, doctorat la specialitate 511-03, psihologie socială. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumesc o dată, doamnă doctor, conferențial universitar Silvia Briceac. Aveți ceva de spus, doamnei Briceac? Vă mulțumesc frumos! Doar atât. Mulțumesc și sunt onorată pentru participarea dumneavoastră. Cu mult drag! Da, vă mulțumim foarte mult. În continuare, cuvântul îi se oferă doamnei Bârle Delia Iuliana, doctor habilitată în psihologie, conferențial universitar, de la Universitatea din Oradea. Stimată doamnă doctor, cuvântul vi se oferă. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că din momentul în care am primit teza și am studiat-o, am fost foarte încântată de tematica aleasă, pentru că este o temă foarte apropiată domeniul meu de interes, atât de cercetare cât și din activitatea practică, și am lecturat teza cu foarte mare interes și curiozitate, nu doar din punctul de vedere al membrului comisiei, ci și din punctul de vedere al specialistului, al cercetătorului și al practicianului. Și sunt recunoscătoare că am avut ocazia să intru în contact cu material atât de valoros. Acest material cu siguranță se va regăsi în biblioteca online a studiilor mele viitoare, din care intenționez să mă inspir și să mă documentez. Probabil că practica este să dau citire avizului. Este prima oară când sunt într-o comisie pentru Republica Moldova și de aceea vreau să mă asigur. Sau poate să fie o prezentare liberă? O prezentare liberă, fiindcă avizul dumneavoastră îl avem. L-am citit cu multă atenție, i-am apreciat valoarea, stimată doamnă doctor. Deci, cred că forma liberă ar fi pentru moment mai bună pentru contextul în care ne aflăm. Vă rugăm foarte mult. Apreciez. Mulțumesc și mă bucur să vă văd. Să văd colegii din Republica Moldova și poate și de alt undeva din alte părți. Vă transmit salutările mele călduroase și respectul meu. Așa cum spuneam, tema este de foarte mare actualitate, cu toate că sunt câteva decenii de când ea este studiată și putem găsi literatura de specialitate suficiente referințe. Am putea spune că nu este o temă care să fie vreodată neactuală. Schimbările sociale, care sunt atât de accelerate din diferite motive, schimbări care sunt influențate de factori economici, de factori politici, de factori de sănătate publică, cum sunt cei din prezent, fac ca tema implicării elevilor în procesul de învățare, în activitatea școlară, să fie una mereu de actualitate. Așa cum a spus și doctoranda, constatăm că motivația elevilor este una din ce în ce mai scăzută și acesta este un motiv suficient de important pentru a aduce angajamentul școlar în atenția cercetătorilor, în atenția tuturor factorilor când implicați în actul de educație, atât la nivelul de școală, cât și la nivel de factori de decizie, factori care sunt responsabili de politicile educaționale. Poate că este mai greu ca și altă dată să găsim motivația intrinsecă a elevilor, dar cred că un bun interes crescut al profesorilor înspre alinierea la realitățile societății actuale ar putea să rezolve această problemă a angajamentului școlar. În această direcție am remarcat literatura de specialitate actuală, atât pentru cercetările care sunt în domeniu. Am observat cu
foarte mare plăcere trecerea în revistă a studiilor realizate în spațiul nostru cultural, în românesc și al Republicii Moldova, în domeniul angajamentului școlar. Consider că această trecere în revistă a studiilor românești din Republica Moldova este un punct forte al acestei lucrări. Și de asemenea am remarcat trecerea în revistă a celor mai importante teorii în domeniul angajamentului școlar, cele trei macroteorii la care făcea referire și antevorbitoarea mea, doamna profesor Pichar. Teorii care foarte, foarte frumos duc înspre argumentarea obiectivelor de cercetare, argumentarea alegerii instrumentelor de cercetare și a întregului aparat metodologic, precum și argumentarea formulării ipotezelor pe care le-a supus investigației științifice. În ceea ce privește partea de teorie, aș vrea să formulez aici o concluzie. Consider că lista bibliografică este una consistentă, așa cum am spus, este în cea mai mare parte actuală și consider un mare plus faptul că aduce în prim plan o bună parte din cercetările derulate în acest domeniu spațiului românesc și al Republicii Moldova. În ceea ce privește metodologia, consider, așa cum este și firesc să fie, că este punctul foarte al lucrării, metodologia cercetării și de asemenea prezentarea rezultatelor, este o lucrare valoroasă sub multiple aspecte. În primul rând, este o lucrare care prezintă un instrument nou de cercetare, un instrument care, așa cum mărturisea doctoranda, se dorește a fi un instrument util cadrelor didactice, profesorilor diriginți, de ce nu psihologilor școlari, psihologilor educaționali, pentru a investiga angajamentul școlar al elevilor. Mi-a plăcut foarte mult rigurozitatea în construirea acestui instrument și claritatea explicațiilor pas cu pas pentru construirea acestui instrument, de la varianta inițială cu număr mai mare de item, 140, dacă bine rețin, și toate etapele pe care a trecut instrumentul până la analiza factorială a exploratorii, respectiv confirmatorie, pentru a rămâne la varianta cu 89 de item, împărțiți foarte frumos pe diferite dimensiuni. Consider că tot acest demers de elaborare a instrumentului și de validarea lui este unul extrem de valoros, în primul rând pentru cercetători, da? Pentru că ne bucură faptul că avem un instrument valid, un instrument valoros, creat direct pe populație românească și nu adaptat dintr-o cultură atât de diferită de cultura noastră. Și consider că este un punct foarte important și foarte valoros al lucrării. În etapa următoare, pe partea de metodologie, acolo unde doctoranda a făcut investigarea prezentării sociale a angajamentului școlar, respectiv a școlii, a spune, de fapt despre școală au fost întrebat elevii, am apreciat aici foarte mult faptul că a folosit tehnica asociațiilor libere. Cele mai multe teze de doctorat pe care le-am citit, fie că am fost în calitate de membru în Comisia de Îndrumare sau în cadrul Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, am întâlnit prea puțin astfel de metode calitative și consider că ele au o valoare foarte mare. Bineînțeles că este diferită de cea a tehnicilor calitative, dar au o valoare foarte mare și ar trebui să... și mi-ar plăcea să le regăsesc mai mult în teze. Mi-a plăcut că chiar și această idee a comparației între reprezentarea socială a școlii în România și în Republica Moldova și cred că mi-a plăcea să văd și o continuitate a acestei analize poate în sensul de aliniere a politicilor publice cu privire la educație. Cred că ar fi un beneficiu din ambele părți în acest sens. Un alt punct foarte important și valoros al părții de cercetare consider că este validarea unui număr de 8 scale foarte importante în domeniul acesta al psihologiei educației. Aceste scale s-au dorit a fi practic variabilele independente în fața de regresie care să ajute la explicarea angajamentului școlar, dar văd și dincolo de acest lucru valoarea acestei părți a tezei de doctorat, pentru că avem o prezentare foarte clară, foarte concisă și foarte explicită a tuturor pașilor
în validarea acestor instrumente. Au folosit aici alte tehnici statistice avansate, au folosit analiza factorială comprimatorie cu ajutorul programului AMOS, am văzut acolo foarte frumos graficele extrase din AMOS care să explice factorii constitutivi și distribuția itemelor pe factori în cazul fiecarei scale. Consider că cele 8 scale reprezintă de asemenea resursă foarte importantă pentru cercetători și în același timp a pregătit în bună măsură materialul pentru următoarea etapă a cercetării doctorandei, mai exact modelul explicativ al angajamentului școlar, în care toți acești factori au intrat în ecuație ca și predictor, ca și variabile independente. Rezultatele sunt per ansamblu foarte interesante, foarte importante. În cea mai mare măsură, ipotezele pe care doctorandele au formulat au fost susținute. Concluziile au fost prezentate clar, concis, ușor de înțeles pentru un specialist în domeniu și mi-a plăcut foarte mult că s-a avut în vedere evidențierea aspectelor aplicative practice ale acestor rezultate. Am remarcat că scrierea foarte îngrijită. Este o teză foarte ușor de lecturat, de la partea de teorie până la partea de concluzii. Chiar și pentru o persoană care nu este foarte limitată în domeniul statisticii, modul în care sunt prezentate rezultatele și concluziile studiilor de cercetare este unul facil, este unul ușor de înțeles și în același timp într-un stil academic elegant. Consider că au fost respectate de asemenea normele etice și normele deontologice. Nu se pune problema de plagiat, se vede că materialul este prelucrat, este adaptat, este personalizat pe domeniul tezei și pe interesul de cercetare al doctorandei. Am remarcat lista bibliografică consistente, anexele care vin să completeze foarte bine conținutul lucrării. Pentru mine, citirea acestei teze a fost o lectură foarte interesantă, de la început până la sfârșit, o lectură consistentă și consider că este un indicator foarte important pentru a considera că această, eu personal, pentru a considera că această teză este una valoroasă. Și consider că respectă, această teză respectă criteriile și condițiile necesare pentru a putea să fie trecută cu succes de această comisie și de a oferi titlul de doctor în specialitate în psihologie socială, doctor Andrei Dea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Cu o reacție la cele menționate, doamna doctor Delia Iuliana Bârle, vine doctoranda. Mulțumesc frumos și onorată că ați parcurs cu atâta minuțiozitate teza de doctorat. Mulțumesc frumos! Da, vă mulțumim. În continuare, cu multe oferă, doamne doctor Angela Caraci. Mulțumesc foarte mult. Onorată comisie, permiteți-mi să dau citire recenția asupra tezei de doctor și rezumatul la tema tezei determinante psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlară, specialitatea 511-03 psihologie socială. Noutatea și originalitatea lucrării. Problematica pe care doamna Caranfil Narcisa Gianina o abordează în prezenta teză de doctorat este relevantă din punct de vedere practic aplicativ și pentru evaluarea calității educației din România și Republica Moldova. Stimularea angajamentului în activitatea școlară și a motivației pe care tinerii o au în propria lor educație este unul dintre factorii care poate contribui la dezvoltarea fenomenelor indezirabile ce afectează sistemele din învățământ din diverse colțuri ale lumii. Nu aș vrea să mă repet foarte mult, deoarece referatul și recenția au fost prezentate, dar mă opresc la fiecare punct din cele menționate, atât la noutatea lucrării, suportul metodologic corespunde tuturor rigorilor, valoare științifică a rezultatelor, redactarea tezei este, redactarea tezei și conținutul tehnic corespund tuturor cerințelor și doamna Caranfil a elaborat-o și bine a structurat-o într-o manieră clară și coerentă.
respectiv au fost respectate toate eticile și codul deontologic profesional și prezenta teză de doctorat este respectată cu respectarea tuturor rigorilor și normelor. Referitor la publicarea în ediții științifice prezentate la conferințe științifice, da, lucrarea a fost prezentată în foarte multe conferințe științifice, atât în Republica Moldova, cât și în România. Și ca concluzii, pentru ca să nu rețin prea mult timp, vreau să spun că actualitatea problematicii cercetate, rigurozitatea abordărilor teoretice, metodologice și empirice, originalitatea, noutatea științifică și gradul de implementare a rezultatelor obținute, la care se adaugă valoarea teoretico-practică, teoretico-aplicativă generală, ne permit să considerăm demersurile realizate de către doamna doctorandă Carafil Narcisa Germina, că corespund cerințelor unei teze de doctorat în specialitatea psihologiei sociale. Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă doctor Angela Calancea, vă mulțumesc foarte mult și acum așteptăm după nerevoare și sunt care este reacat să constatările dumneavoastră. Dar foarte consistent și foarte ca să nu reținem. Mulțumesc! Mulțumesc frumos și ca să parafrazez pe domnul președinte pentru consistența. Sunt onorată și vă mulțumesc pentru consistența rezumatului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. În continuare, cuvântul îi se oferă doamnei doctor în psihologie Emilie Balude, care va prezenta impresiile pe care le-a creat această lucrare. Da, deci eu îmi asum rolul de a rezuma ceea ce au spus vorbitorii precedenți. De aceea îmi permiteți să nu dau citire în întregime, doar extracție, pentru a nu repeta. Deci, în teza de doctor elaborată de doamna Caranfil, este abordat un concept relativ nou, introdus în spațiul cercetărilor științifice la finele anilor 80 și secolului 20, nu m-ați transmisionat, că deja de 30 de ani este pus în circuitul științific. Dar acest concept se încadrează perfect în paradigma psihologiei pozitive și doamna Caunianco a menționat deci necesitatea de a valorifica resurse, ținând cont și de acele reprezentări sau fenomene indezirabile care au loc în domeniul educației. Deci, cercetarea conceptului angajamentului adolescenților în activitate școlară reiese din necesitatea elaborării unor politici educaționale orientate spre îmbunătățirea calității procesului de predare, acestea fiind un predictor important a achizițiilor și a rezultatelor școlare. Deci, actualitatea temei abordate devine deosebit de pregnantă în condițiile societății informaționale, marcate de schimbări economice, sociale și culturale dramatice, în care cunoștințele și competența capătă un rol crucial pentru bună adaptare și răspuns funcțional la solicitările lumii contemporane. Conceptul angajamentului adolescenților în această teză este abordat atât prin aplicarea metodelor clasice de psihodiagnostic, acele metode cantitative, cât și originale, calitative, mai puțin utilizate în cercetările din spațiul Republicii Moldova. Și mă refer aici la reprezentările sociale pe care doctoranda le-a scos în evidență. Autoarea a reușit prin determinarea conținutului, structurii și a organizării reprezentărilor sociale ale activității școlare, a asemănărilor și a deosebirilor adolescenților din România și Republica Moldova, să stabilească universul percepției pe care adolescenții o au despre activitatea școlară. Un alt aspect meritoriu al tezei îl constituie adaptare și validare pe populația din România și Republica Moldova a mai multor instrumente de psihodiagnostic recunoscute și pe larg utilizate în comunitatea internațională. Deci, în vederea atingerii obiectivelor trasate, teza de doctor conține toate elementele necesare unei teze de doctorat. Constatăm că teza, deci, iar structura și ei corespunde cerințelor înaintate de documentele în vigoare. Cu permisiunea dumneavoastră, nu am să vorbesc prea mult despre elementele care au fost incluse în introducere, în capitolul 1, 2, 3,
deoarece s-a menționat, dar, stimată doamna pretedintă, doamna Caranfil, eu aș vrea să menționez în calitate de recomandare, deci, dar nu în cadrul lucrării respective, ci ca o continuare, să considerați în viitor oportunitatea elaborării unui ghid metodologic de adaptare și validare a instrumentelor de psihodiagnostic în plan național, deoarece, într-adevăr, SEAD este un deficit de asemenea ghiduri sau ele sunt elaborate într-un limbaj foarte puțin accesibil, necesită un efort cognitiv consistent. De aceea, noi atestăm în Republica Moldova, cel puțin, o asemenea reticență de a se implica mai profund în analiză statistică, în psihometrie. Dar dumneavoastră intează demonstrați cunoștințe foarte consistente ale acestui domeniu. Ce mi-a plăcut, deci scoaterea în evidență a diferențelor reprezentărilor sociale de stadii de adolescență din România și din Republica Moldova, constituie un element de valoare praxiologică deosebită, prin care se subliniază caracterul mandatar al ajustării politicilor educaționale, reieșind în specific contextul socio-economic și cultural local. Deci, iată, foarte mult mi-a plăcut cum dumneavoastră totuși ați subliniat și această diferență a reprezentărilor. Așa, deci teza elaborată se bazează pe un solid suport teoretico-științific, elaborat în bază de 171 titluri. Metodologia cercetării corespunde obiectivelor analizate și realizate de autoare. Toate aceste aspecte ce țin de redactare tehnică sunt respectate la un nivel foarte înalt, ce ține de deontologie, de mersul investigativ, s-a condus de prevederile cadrului deontologic, făcând referințele corespunzătoare la lucrările autorilor valorificate în elaborarea studiului teoretic și empiric, respectând principiile confidențialității prin oferirea de date generalizate, obținând consimțământul informațional al respondenților, deci etc. Rezultatele investigațiilor au fost valorificate deci numărul de lucrări este suficient pentru validarea acestei lucrări ca test de doctor. Și în concluzie finale, consider că prezentă lucrarea aduce o contribuție notabilă pentru studiile din contextul local care vizează fenomenul angajamentului adolescenților în activitatea școlară, corespunde cerințelor și standardelor academice pentru elaborarea unei semne de lucrări științifice și poate fi apreciată ca o teză de doctorat în domeniul psihologiei sociale. Subliniat fi meritele acestei lucrări, importanța problemei, validarea unui set de instrumente de cercetare și elaborarea unor recomandări concludente în baza rezultatelor, mă asociez propunerilor de aprobare a prezentei lucrări ca o teză de doctor și țin aprobarea titlului de doctor în psihologie socială doamnei Caranfil Gelina Pacis. Doamna doctor, doamna Dineli, vă mulțumim foarte mult. Așteptăm pe noi să nu găriți reacția, doamna doctorandă, la ceea ce a spus doamna doctor Nelly Pacis. Mulțumesc frumos și încă o dată sunt onorată. Vă mulțumim foarte mult. Înainte de a-i pui cuvântul doamnei doctor Cetana Rășan, vreau să întreb doamna doctor Valnecu dacă are și ea ceva de zis. Vă rugăm, doamna. Da. Da, da. Eu am nevoie повторяться, потому что коллеги много уже сказали, но я хотела бы отметить несколько особенностей. Вот школьная вовлеченность и ответственность, она, как показала работа госпожи Каранфил, она является результатом функционирования системы образования. Почему?
Потому что вот есть два момента, которые пока мы исходим из ознакомления с работой. Это школьная включенность, она коррелирует и с академической успеваемостью, и с субъективным благополучием. И поэтому в зависимости, это, наверное, для нас новый маркер в 21 веке, в зависимости от ее уровня, мы можем говорить об оптимальном или не очень продуктивном функционировании образовательной системы. Это первый момент. Adică funcționarea asta vine mai mult din teoriile astea de legate și de satisfacția cu viața și de calitatea vieții. Deci este o nouă orientare, spune dumneai, pe care ați surprins-o dumneavoastră. Второй очень важный момент есть это смысловые феномены в главной зоне, в базовой зоне социальных представлений, друзья, коллеги, будущее. И здесь это еще раз подчеркивает, что межличностные, межгрупповые отношения играют очень большую роль. И вот это друзья, коллеги и позитивные их взаимоотношения, взаимообмен, он вообще-то формирует оптимистическое будущее. И поэтому мне представляется, что работники системы образования обоих стран, и Республики Молдовы и Румынии, они должны достаточно как бы внимательно ознакомиться с этими феноменами, потому что это феномены являются достаточно большим ресурсом. Потому что в немой зоне больше присутствуют эмоциональные моменты, усталость, скука и так далее. То есть это говорит о том, что поколение Z бросает вызов системе образования, когда образование оно должно перестать быть только информационным центром. Оно должно стать и центром такого переживания, радости от преодоления трудностей, которые, конечно, соответствуют возрасту, и от радости оптимальных межличностных и межгрупповых отношений. Nu, dumneavoastră vorbește despre fenomenul ăsta, generalizează al covârstnicilor, care este în tot parcursul și în reprezentarea socială cât de important, care trebuie să fie utilizat ca o resursă pozitivă. Și vorbește de faptul că ceea ce apare, de fapt, în zona mută, este un moment de interes, fiindcă aici este vorba de o provocare pe care o lansează generația Z față de sistemul educațional, față de politicile educaționale care urmează să fie adaptate la această nouă generație Z. Очень впечатляет большая выборка, потому что всегда социологи, пусть они не обидятся, они всегда немножко скептически смотрят на психологов, что у нас маленькая выборка. Но это не играет значения, у каждого свой объект изучения. Здесь достаточно большая выборка, конечно, это впечатляет, то есть это большая работа очень проведена. И есть один очень еще следующий важный момент, это момент кросс-культурного исследования. Вот через такое кросс-культурное исследование мы лучше понимаем, как идут процессы. Когда может быть система одна, образовательная, а социокультурный аспект, он оказывает достаточно сильное влияние. И поэтому вот сочетание глобальности и локальности, то, о чем сейчас говорят и педагоги, и психологи. Deci și menționează, de fapt, și eșantionul mare, care pentru această lucrare este într-adevăr deosebit, care într-adevăr are proporția unui eșantion, de fapt, care a utilizat mai mult în cercetările sociologice, care a oferit posibilitatea de a efectua această cercetare. Очень важен, как и коллеги, я присоединяюсь к ним, это методический инструментарий. Я поддерживаю, что необходимо написать гид с методическим инструментарием, потому что как бы нехорошо были бы наши все пожелания, необходимо иметь механизмы для диагностики. И самое главное, что он как бы апробирован на социокультурном пространстве. Это очень важно. То есть учителя, педагоги, психологи не получают готовый инструментарий. Вот в этом стоит очень большая ценность. Да, и менționează încă o dată importanța că s-a elaborat pe de-o parte instrumente și s-au validat instrumente, pentru că este important importanța mare a lucrării date care oferă acest instrument. Da.
И последний момент, я присоединюсь опять к коллегам. Еще раз повторю, что школа должна перестать быть информационным центром, а она должна стать центром воспитательным и во многом центром, который формирует оптимистический взгляд в будущее. И это очень важно, потому что не только когниции, но и эмоции, и установки веры в себя, они дают возможность в дальнейшем выстраивать такое продуктивное жизненное пространство. Вот эта функция школы, наверное, она является новой в 21-м. Și teza, de fapt, conduce către elucidarea acestei noi funcții a școlii, care trebuie de schimbarea funcționalității școlii, de la centrul de informare la centrul de educare, de formare, care este o idee care este valabilă pentru timpul contemporan. Eu fac tot scurt. И последнее, если двумя словами я бы обозначила так, вызов поколения Z, система образования и новая модель личности, которая будет адаптивна для 21 века. Значит, потому что сформируется новая модель de personalitate адаптата la solicitările acestui secol, de fapt. Da. Doamna doctor Calonecu, vă mulțumesc foarte mult. Atrag atenția asupra faptului că doamna doctor Calonecu a vorbit nu în calitate de membru al Comisiei de Sfânt, ci în calitate de membru al Comisiei de Îndrumare. Și în felul ăsta îi mulțumim foarte mult pentru efortul pe care l-a depus și pentru faptul că este împreună cu noi la această ședință. Acum va trebui să vorbesc eu, fiindcă în continuare, după mine, va trebui să vorbească doamna doctor Rostac în calitate de conducător științific. Noile regulamente au păstrat o notă din vechi de regulamente. Conducătorul științific nu trebuie să se refere la lucrare. El trebuie să vorbească despre calitățile pe care le-a manifestat doctoratul. De aceea, voi vorbi eu acum și vreau să spun că sunt onorat că în această ședință participă adevărate personalități din domeniul psihologiei. Spun personalități fiindcă am urmărit atent după intervențiile tuturor doamnelor care au vorbit și am văzut cât de coerente au fost ideile cu care au operat, cât de pătrunzătoare au fost ideile pe care le-au propus, cât de largi au fost viziunile cu care au operat. Și vă spun cu toată sinceritatea că m-am regăsit în ideile care au fost formulate de către membrii comisiei. Mă refer la doamna Silvia Briceag, mă refer la doamna Angela Calancea, la doamna Delia Iuliana Bârle și la doamna Nelly Balotin, mă refer și la ideile pe care le-a avansat doamna Irina Caunencu, membru a Comisiei de Îndrumare. Și într-un fel mă regăsesc în toate aceste constatări, sunt de acord cu ele. Vin și eu, poate cu câteva note, pe dimensiunea, într-un fel, critică, având în vedere că unii observatori rafinați ar fi putut să spună niște lucruri și mai bine să le spun eu ca să avem toată pregătirea pentru a ne confrunta cu ei. Am văzut la început că nu v-ați propus în obiective să vorbiți despre concluzii și recomandări. Ele lipsesc în obiective. După mine, fiecare doctorand în mod obligatoriu trebuie să-și propună să formuleze concluzii și recomandări. Iată de ce m-a surprins faptul că în referatul lucrării nu aveți practic concluzii. Nu vă referiți, nu aveți nicio concluzie. Lucrul este foarte important, fiindcă vorbiți despre valoarea aplicativă a tezei, după care imediat treceți spre recomandări. Și mă întreb, dar unde sunt concluziile lucrării? Ele m-ar interesa foarte mult. V-aș recomanda pentru viitor să nu uitați despre concluziile. Ele sunt foarte importante. Fiindcă de la ele, de fapt, pornesc, eu știu, poate direcții de cercetare. Apropo, la direcții de cercetare. Dumneavoastră trebuia să sugerați niște direcții de cercetare. Atenție! Regulamentul vă cere să sugerați direcții pentru alții, nu doar pentru dumneavoastră. Pentru cei care vor manifesta interes față de tema pe care ați analizat-o. Și dacă abordăm lucruri din perspectiva sintagmei direcții de cercetare, aici nu sunt direcții de cercetare. Sunt niște intenții de a eficientiza cercetarea, de a o face mai bună sub aspect metodologic, de a introduce niște variabile noi, dar vă gândiți doar la dumneavoastră. Iată acest egoism trebuie să-l anihilați, să vă gândiți și la ceilalți care vor veni în continuare investigațiilor, sau chiar vrea să apară chiar școala psihologică Caranfil. De ce nu? Și această școală va porni de la 1-2 doctoranți care vor merge, ca să utilizez o expresie cunoscută, pe urmele dumneavoastră. Mai apoi, e clar că vă recomand foarte atent să operați cu noțiunea de reprezentare socială atunci când alături puneți
cuvinte precum sau termeni precum percepție socială, credințe, atitudini. Dacă în problemă lucrurile ați abordat din perspectiva unei percepții, înseamnă că ne-ați dat de înțeles că vă interesează cum percep adolescenții angajarea în activitățile școlare prin mijlocirea reprezentărilor. Poate v-ați dat noțiuni de percepție o turnură foarte largă, care înghite noțiunile. S-ar putea numai să aveți dreptate, nu spun. Acestea fiind spuse, fac următoarea constatare că din nici o formă nu pun la doială valoarea teoretică a lucrării, importanța științifică a lucrării, valoarea aplicativă a lucrării, originalitatea lucrării, sub nicio formă nu pun la doială marele efort pe care l-ați depus și faptul că v-a mers tare în viața aceasta, având-o pe doamna Rusnac în calitate de conducător științific. De aceea, ca și destinții doamne care ne-au prezentat niște avizii în viziunea mea foarte consistente, spun și eu, mi-a plăcut lucrarea și sunt tentat, fiindcă când am votat, urmează să ajung la această fază, să o propun pentru a fi recunoscut la nivelul comunității științifice. Acestea fiind spuse, cu mare plăcere, în continuare, conform regulamentului, îi ofer cuvântul și mie, ca să pot să mă ridic în picioare, da, să vă mulțumesc. Da, nu vă grăbiți, urmează, stați, nu, urmează faza. Pentru ceea ce ați spus. Mii, da, și sunt onorată. Da, și voi ține cont de ceea ce ați precizat dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În continuare, cu mare plăcere. Da, eu sunt postură dublă, dar pe de o parte, în calitatea mea de membru al Comisiei de Îndrumare și de Conducător, m-a prezentat cât de cât cu opinia asupra lucrării doamna Caulenco, care este membru al Comisiei de Îndrumare, deci undeva al doilea conducător constituit din trei persoane. Deci e foarte dificil să vorbești separat despre doctorandă și despre lucrare, dar deoarece membrii Comisiei de Susținere au prezentat destul de bine toate lucrurile pozitive legate de lucrare și chiar anumite sugestii, eu cred că aici o să mă opresc mai puțin și o să vorbesc despre lucruri pe care nu le-am pus poate în recenzie, dar care deschid undeva cărțile. Cum s-a ajuns la asemenea temă? Cum s-a lucrat asupra acestei teme? Cum s-au ajuns la rezultatele care au fost reflectate? Deci, în primul rând, într-adevăr, problema angajamentului școlar apare cu un șir de probleme legate, apropo, de mediul educațional. Cu vreo 30 de ani în urmă, când psihologia face turnura asta de la lucru cu probleme, la lucru cu depistarea de resurse pozitive și transformarea, deci, situații dificile, problematice, de fapt, în situații care oferă resurse de rezolvare. Fiecare problemă, de fapt, te cheamă la o rezolvare. Și, respectiv, și teza este scrisă în asemenea cheie. În cheia găsirea acelor resurse care, pe care poate să le folosească școala contemporană în transformare care trebuie să fie radicală. Credeți-mă, cei care sunt aici, mult mai tineri ca mine sau din auditoriu, o să asistăm în cel mai apropiat viitor la nevoia acută de a schimba metodele, tehnologiile, politicile educaționale. Fiindcă deja aceasta se întrevede și în afară de generația Z, mai cresc ăștia pe care am uitat cum îi numesc. Ăștia acum cu tot o altă generație, după 2015 chiar, aș spune, și caracterul ăsta de educație în scopul memorării unui volum imens de informație care de loc nu mai corelează pozitiv cu faptul că actualmente volumul acesta de informație este inmemorabil și nu-l memorează nici cel care îl predă. Da? Și noi cerem volumul ăsta de la copilul, începând de mic și până la adolescentul care, de fapt, cunoaște foarte multe informații. Caracterul ăsta începe să plece în trecut, va trebui să ne schimbăm. Nu să lucrăm cu memorarea, dar cu capacitatea de a analiza, de a acumula, de a găsi, de a se reorienta în condiția când confruntă o problemă spre informația care este acum atât de vastă. Deci asta ne va face să ne schimbăm cardinal pe noi, cei care reprezentăm, cei care educă. Fiindcă educabilii noștri se schimbă foarte mult. Deci, respectiv,
teza poate într-adevăr surprinde undeva o problemă care vine de la o cotitură radicală care acum are loc. Numai că, din păcate, ea are loc în gândirea, acțiunile, atitudinile, credințele, reprezentările a ceea ce a surprins teza celor care sunt educați și mai puțin în planurile, ideile, reformele, intențiile celor care educă. Se rămâne în urma de cei care sunt educați și va fi nevoie de această schimbare. Ferește că nu teza asta o face, teza a surprins doar acest lucru. Doi. Al doilea moment care a fost important despre angajament școlar s-a vorbit mai mult din punctul de vedere al științelor educației, punându-se cel mai mare accent, se punea totuși pe partea cognitivă a angajamentului școlar, solicitându-se lucrul dat. Dacă vorbim despre componentele astea și factorii psihosociali, atunci chiar în momentul când s-a discutat asupra tezei și am făcut o revistă chiar sumară a literaturii să vedem, am văzut că nu este chiar așa de multă literatură, adică sunt elaborări, desigur, dar tema urmează să fie răcită, fapt care i-a conferit tezei originalitate și chiar a pus-o pe doctorandă în situația de a găsi niște rezolvări neobișnuite. Noi, inclusiv chiar prin faptul că, prin cercetarea reprezentării sociale a școlii contemporane, sunt identificate variabile, sunt identificate componentele care constituie, deci mai apoi, o bază pentru construirea itemelor chestionarului pe care îl validează, îl constituie, construiește, îl validează și îl utilizează doctoranda în lucrarea sa. Deci, dar, la momentul când se discuta despre acești factori psihosociali, într-adevăr, se pune, nu putem să punem sub semnul întrebării, că, de fapt, dacă mediul este recunoscut ca fiind factorul numărul unu în determinarea atitudinilor tinerilor față de școală, față de efortul academic pe care urmează să-l facă pentru pregătirea sa. Deci, și pe de altă parte, personalitatea, atunci adolescența, cu deosebire adolescența, dar și celelalte perioade de vârstă, de fapt, și pe cea de-a doua componentă o pune sub influența mediului, ambianței. Adolescentul fiind foarte deschis spre noile experiențe și spre noile cunoștințe sociale. Adică, identificarea acestor factori psihosociali, de fapt, a fost o idee foarte bună, care nu vreau să mi-o asum totalmente, fiindcă a fost elaborată împreună cu doctoranda. Eu, în intenția mea de a o convinge că este totuși o școală doctorală care pregătește specialiști, doctori cu specializare în psihologia socială, iar doctoranda fiind centrată pe ideea aducerii unor cunoștințe, unor informații, unor instrumente, cum s-a dovedit ulterior noi, în spațiul educațional și pentru cei care se preocupă de educație. Deci, respectiv, lucrarea a pornit de la stabilirea unei teme, dar mai apoi au existat acele multe dificultăți de căutare unor instrumente, de identificare a lor, de ajungere la concluzie că e nevoie de altceva nou. De, apropo, deci nu chiar din start la denumire teme, a apărut ideea cercetării reprezentării sociale a școlii. A apărut atunci când s-a văzut insuficiența de instrumente pe care am putea măsura variabilele pe care ne le-am propus din stat în conformitate cu nevoie de identificare celor determinante psihosociale ale angajamentului școlar sau a adolescenților în activitatea școlară. Bun, și dacă am vorbit despre cum a fost tema, vreau să zic că lucrul ulterior a mers destul de rapid, fapt care este ilustrat dacă veți urmări și publicațiile pe care le are doctoranda. Deci, rapid s-a trecut de la analiza bazei conceptual-metodologice la cercetare. De aici și secretul mare
al unui eșantion atât de impunător. Adică se solicita pe dată o cercetare, o încercare a instrumentelor inițial pentru validarea lor și ulterior, în aripați de rezultatele favorabile, firește că s-a dezvoltat și cercetarea care a colectat materiale experimentale pentru a da o explicație, pentru a verifica acele inițiale, erau de fapt cât vreo 14, dacă nu greșesc, ipoteze și care au fost modificate, construise, devenind mai puține. Și trecem la personalitatea doctorandei. Vreau să remarc faptul că este principală caracteristică a ei. Este curajul. Adică își asumă riscuri mergând la încercetarea la niște lucruri mai noi. În al doilea rând, este foarte activă. Practic, este deja destul de bine cunoscută de tinerii și mai remarcabilii cercetători din domeniul psihologiei din Republica Moldova, deoarece doctoranda fiecare rezultat al ei și îl împărtășea în conferințele științifice realizate la Ulim și nu doar, și mai mult ca atât, de mai multe ori a fost formator în workshop-uri în care a prezentat aceste momente legate de metodologie inclusiv și de în seminarul metodologic prezentând și metodologia validării unor instrumente psihometrice. Adică a fost întotdeauna deschisă să-și împărtășească experiența și pare mi se că această împărtășire de experiență o mai completau cu idei care veneau de la publicul care îl asculta. Deci este foarte corectă în raport cu ceea ce se numește patrimoniul științific. A citat cu acuratețe, dacă ați observat în teză, fiecare autor pe care l-a găsit. A ținut cont de la timpul nu chiar atât de lung scurs de la ședința preliminară de presusținere, pentru și completând destul de rezonabil cu conform propunerilor care au venit de la doamna Valude și de la doamna Caunienco, nu doar cu numele undeva prin lista bibliografică, dar cu o analiză destul de vastă a celor doi autori propuși pentru a fi examinați și a fi incluși în calitate de autori care au constituit baza teoretico-metodologică a cercetării. Deci lucrează repede, calitativ, bine, complex și într-adevăr să ne facă plăcere să vedem ulterior colaborând cu noi în predare, deoarece de la ei și până Chișinău nu este chiar atât de mult, în calitate de lector internațional la universitatea noastră. Și firește că eu consider că nu chiar atât de ușor te desparți de doctoranții care au fost buni, căpătând titlu, va continua să fie unul dintre cei mai activi participanți la toate forurile noastre științifice, la seminarul metodologic, împărtășindu-ne noile idei noi și de ce nu, poate că și vom împărtăși ideea unui nou proiect de cercetare pe care îl vom continua în echipă cu facultatea. Și un răspuns la întrebare. Vă mulțumesc foarte mult că ați observat de concluzie, dar conform regulamentului nostru, concluziile sunt la fiecare capitol, iar la sfârșit sunt sub formă de concluzii, sub altă formulare, prezentate rezultatele științifice cu concluzii. Care sunt corelate? Le-am văzut cele generale, le-am văzut cele parcelare intermediare de capitole, am văzut de la urmă. Deci sunt aceleași concluzii, dar este vorba de rezultatele științifice care ilustrează realizarea, tot concluzia altfel formulată. Nu, vă spun cum sună, cum apar lucrurile. Doamna, vă zic, valoarea aplicativă. Nu, 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 mai sus. Da. Mai sus, semnificația teoretică a tezii, tot. Nu, mai sus. Și mai sus, mini problema, noutate, originalitate. Mai sus. Nu, dar mai sus nu mai poate. Mai sus, la începutul concluziilor generale, în conformitate cu tema, ipotezele de bază, pagina 23. Scopul și obiectivul cercetării au fost obținute următoarele rezultate științifice. Pagina 25. 25. Analiza 25-100. Deci, concluzii generale, da. N-am ajuns la pagina 25. Eu n-am vrut să vă contrazic. Trebuia să mă contraziceți, fiindcă asta este o chestiune obligatorie pentru o discuție intelectuală aprofundată. Deci, da. Vedeți, mulțumită faptului că ai deci, devenit cu o notă critică, doamna conducător științific,
am descoperit pagina numărul 25. Da. Dar după mine, poate că nu s-a respectat ordinea tradițională. După concluzie vin recomandări. Fiindcă între ele, după mine, există o legătură. Este vorba de regulamentul școlii doctorale. Deci, dar regulamentul ăsta vom ataca, da, că nu este bun, vă asigur, este unul. Este cam seamănă cu regulamentul 2018, cam aproape un așa, dar să ne încadrăm acum în timp. Da, da, merge, de ce merge, eu, parcă ar trebui să grăbesc lucrurile, dar aș face un păcat dacă le-aș grăbi, făcând abstracție și s-a conectat domnul profesor Romu, care urmărește după discuția noastră și care cred că ar putea spune câteva cuvinte. Domnul profesor, ne auziți? Domnul Șlarteschi, stimați colegi, mulțumesc mult. Mi-ați dat cuvântul, am să intervin scurt, deoarece sigur aveți dumneavoastră treburile administrative, astfel încât să finalizați această comisie. M-au zis, da? Da. Eu aș vrea să o felicit, în primul rând, pe doamna doctorandă, pe doamna doctorand Narcisa Caranfil, Narcisa Gena Caranfil, și să remarc complexitatea tezei de doctorat pe care dumneai a elaborat-o și, mă rog, consistența intervențiilor pe care le-a avut de-a lungul travaliului pe care l-a făcut în cei 4 ani de zile, în care, așa cum remarca și doamna profesor Svetlana Rusnac, capacitatea numeroase evenimente științifice desfășurate atât la Chișinău, cât și la Universitatea de Stat Alecu Sobin Bălț, dar și în alte evenimente științifice desfășurate în România, în parteneriat cu ai noștri colegi din Republica Moldova. Sigur, orice teză de doctorat este perfectibilă. Sigur, problematica angajamentului școlar nu se epuizează, să spunem, cu topica pe care doamna Caranfil a abordat-o în teza dumneai de doctorat și reprezintă o continuitate, așa cum bine dumneavoastră și colegii care au evaluat lucrarea, calitatea lor, dumnealor de referenți științifici sau de membri ai comisiei de urmare au sugerat. Eu mă bucur că particip la acest eveniment profesional și științific în aceeași măsură și aș vrea să vă urez tuturor, în primul rând doamnei Caranfil, protagonista întâlnirii noastre profesionale, mult succes în tot ceea ce își propune să realizeze, atât în viața profesională cât și personală, iar dumneavoastră, pentru că se apropie sărbătorile de Crăciun, aș vrea să vă urez multă înțelepciune, așa cum știu că aveți, sănătate, în primul rând sănătate și echilibru și liniște în familiile dumneavoastră, pentru că avem nevoie. O să-mi asum ceea ce spun în încheiere, n-aș vrea ca Ursula Vanderbilt, cea care conduce acum frâiile Uniunii Europene, să ne fure nici Crăciunul, nici întâlnirile de familie și nici sacrificarea celebrului nostru porcușor de Crăciun. Nu sacrificarea porcului de Crăciun e problematica Uniunii Europene. Pentru noi asta înseamnă motiv de reuniune familială, ci faptul că ni se fură identitatea națională și ni se diluează ancorele care ne mențin pe noi. Mă bucur încă o dată pentru faptul că doamna Narcisa Caranfil, pe care o cunosc de 17 ani de zile, cândva doamna Narcisa Gena Caranfil mi-a fost studentă, cândva la începutul carierei mele, a finalizat, este într-o etapă a carierei dumneavoastră, dumneavoastră profesională, și mă bucur că dumneavoastră i-ați acceptat să faceți parte din comisia care girează și în același timp consiliază îmbunătățirea muncii pe care dumneai a realizat-o. Am tot respectul pentru toți dintre dumneavoastră și vă urez multă sănătate. Mulțumesc mult! Domnul doctor, vă mulțumim foarte mult! Intervenția dumneavoastră a fost cu multă lumină și cu multă energie pozitivă. Vă mulțumim foarte mult! Acum, fiindcă în ședință este prezentă și doamna secretar științifică a Senatului, este și doamna conducător științific, vreau să întreb următorul lucru. Pentru mine, acum, în calitate de document de bază, este referatul în care văd componența comisiei, fiindcă va trebui să voteze doar membrii comisiei. Da. Doar membrii comisiei. Așadar, vor vota în continuare
Doamnele doctor Silvia Briceag, Angela Calancea, Delia Iuliana Bârle și Nelly Balude. Și eu. Da. Iată, aceste cinci persoane vor vota. În prezența doamnei doctor Svetlana Rusnac, doctorul psihologiei, conferinția la Universitatea Comutător Științific și a doamnei Irina Caone. Noi rămâne să ne izolăm de pe sărăbunii. Regulamentul spune, mă gândesc cât de... Putem începe, da? Da. Iată, pe ocazia asta, conform regulamentului, stimați colegi, eu m-am ridicat pentru a da citire decizii finale, care a fost votat unanim de către toți membrii comisiei. Avem 6 voturi pro, niciun vot contra, nimeni nu s-a abținut. Avem în felul ăsta o claritate totală. Mă aud, mă văd, colegii noștri? Da, este la mine, este conexiune. Da. Este de la mine, vă auziți. Da, mă aud? Da. Foarte bine. Așadar, pentru ce s-a votat? S-a votat pentru următoarea formulare finală. A conferit titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea științific 511-03 psihologie socială doamnei Carafir Narcisa Gianina, acordându-i se calificativul foarte bine. A solicitat confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor de către Senatul Lim și a înaintat teza de doctor și dosarul doamnei Carafil Narcisa Gemena spre validare la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Acum eu cred că doamna Carafil trebuie aplaudată. După care îi voi oferi dreptul de a rosti cuvântul final. Un cuvânt prin care veți spune tot ce credeți despre comisii, despre membrii comisii, despre tot ce a fost pe parcursul anilor, prin emisiunea realizării tezei dumneavoastră de doctorat. Eu nu am decât mulțumiri față de comisie, dar vreau să, în primul rând, mulțumesc doamnei profesor, care mă spunea că am curaj, dar curajul meu venea de la forța dumneavoastră. N-am să uit niciodată că am ajuns într-o zi la dumneavoastră să lucrăm la ora 8 dimineață și am plecat. Am stat non-stop cât am mâncat acea bună mâncare făcută de mama dumneavoastră. Am plecat la ora 2 noapte. Așa am învățat. Știam că în psihologia socială tot ce înseamnă investigații are la bază timp alocat, dar am învățat cu doamna profesor că în afară de curaj îți trebuie foarte multă forță. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, că v-am înnebunit cu telefoanele și mi-ați răspuns, că m-ați împins. Dar ce ar fi să faci tu o investigare socială? Dar ce ar fi să faci tu o analiză între adolescenții români și cei moldoveni? Inițiativa acestor investigații a plecat, să recunosc, de la dumneavoastră. Și mi-ați dat încredere că pot să fac. Și vă mulțumesc frumos. Pot zice că toți anii ăștia m-ați format și ca specialist, nu numai mi-ați fost îndrumător. Mulțumesc mult! Mulțumesc doamnelor care au făcut parte din Comisia de Îndrumare. Îmi se iau în ordinea doamnei Calanța, doamnei Balode, doamnei Iurchievici, doamnei Caunenco, ca să nu greșesc numele. Și Iurchievici am zis. Mulțumesc doamnelor din comisia de astăzi, doamnei profesor Silvia Briceag și doamnei profesor Delia Bârle, care a fost alături de mine online. Dacă tot este alături de... Mulțumesc frumos! Mulțumesc și colegului meu de cabinet, care a fost ca un ghidaj în ceea ce privește partea statistică. Ce nu am învățat în facultate a trebuit să recunosc, să aprofundez avându-l pe el din spatele meu. Și mulțumesc în primul... Nu neapărat în ultimul rând, dar în primul și în finalul mulțumirilor dumneavoastră, domnul președinte, că mi-ați, prin vocea dumneavoastră, am primit un titlu. Mulțumesc frumos! Da. Vă mulțumesc foarte mult. Cuvântarea dumneavoastră de încheiere a fost una deosebită. Reprezentativă. Ea ne-a făcut să ne simțim bine și să înțelegem că am lucrat foarte bine azi, promovând un spirit performant de la care așteptăm noi realizări. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc, stimați membri ai comisiei, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost astăzi alături de noi la această susținere.
Și pentru toată lumea, deoarece deja se aud clopoței, art afară pe cușoare colorate, Crăciun fericit! Da, să ne auzim doar de bine și sănătate. Noi, de fapt, eu fiecare mesaj acum termin cu sănătate. În felul acesta, onorată asistență, eu declar închisă ședința comisiei noastre. Vă doresc tuturor numai bine. Multă sănătate!